stimați prieteni, misiune imposibilă pentru Dinamo, care începe meciul de la Liberec de la 1-0 la 3, teoretic insurmontabil. După incidentele de la București, Dinamo a scăpat relativ ieftin, dar calificarea în grupele Europa League va fi probabil ratată. De altfel, după declarațiile super optimiste din această săptămână, dinamoviștii și-au reconsiderat oarecum opțiunile, punând derbiul din Ghencea de duminică pe primul plan și spun acest lucru ținând cont de formula de start cu mulți jucători care au evoluat puțin sau deloc în acest sezon. Eu sunt Bogdan Cosmescu și vă invit pe Antena 1 să urmărim împreună un meci în care Dinamo trebuie să-și salveze în primul rând imaginea și, de ce nu, se gândește și la un miracol. Dinamo l-are în poartă pe Mataki. Lovitoarea de start a acestui meci aparține lui Slovan Liberec, iată-l și pe antrenorul lui Dinamo, Dario Bonetti. Fundași sunt Francisco Molinero, debutează astăzi spaniolul pentru Dinamo, apoi Dragoș Grigore, Cosmin Moții și Zie Diabate. La mijlocul terenului joacă Zicu, Adrian Cristea, Gabi Boștină și Giacarin Giacone, iar în atac Ionel Dănciulescu, cel care este și capitan al echipei, și Andrei Cristea. De partea cealaltă, o singură schimbare în trupa lui Ladislav Scorpil față de echipa care câștiga pe teren până la urmă Ștefan cel Mare cu scorul de 2-0. Meciul tur, este vorba de apariția atacantului Ian Neșmar în locul mijlocașului Papușec. În poartă este Hauser, Vulin, Gemec, Holenac și Gebreselassie sunt fundași. Lișca, Corici, Dočkal și Gekov joacă la mijlocul terenului. Keric și Neșmar sunt cei doi atacanți ai lui Slovan Liberec, formație aflată într-o puternică revenire de formă. A câștigat ultimele două meciuri jucate în campionatul Cehiei și a urcat până pe locul 8, acum cu 7 puncte. Dinamo trebuie să câștige cu cel puțin 3-0 în timpul regulamentar pentru a spera la prelungiri. Ăsta este un bonus față de ceea ce știam noi. Faptul că Dinamo a pierdut meciul tur la Masa Verde 0-3 nu mai contează, în sensul că un scor egal aici în Cehia ar însemna prelungiri și o șansă pentru Dinamo de a se califica în grupele Europa League. Este o brigadă de arbitri din Israel cu Alon Jefet la centru. Primul arbitru izraelian din istorie care a condus un meci de Liga Campionilor. Iată-l pe Yanis Zicu. Yanis Zicu în premieră titular în acest sezon la Dinamo. Usman Ndoi, Goian și Pulhac nu au prins lotul de 18 pentru această partidă, iar rezerve sunt nume grele ca Marius Nicolae, Gabi Torje, eu știu, Claudiu Niculescu sau Gabi Tamaș. Destul de puțină lume în tribunele stadionului Unișii din Liberec, un stadion cu o capacitate de 9.000 de locuri. Sunt și 100 de suporteri ai lui Dinamo, poziție cu foarte mare atenție. Am înțeles că Slovan a luat măsuri de siguranță excepționale, văzând ce le poate pielea suporterilor dinamoviști. Pe Ladislav Scorpil, omul care a câștigat în sezonul 2001-2002 primul titlu din istoria acestei grupări, care este considerat un fel de campioană a provinciei în Cehia. Evident, după marile forțe ale fotbalului din capitală, Sparta și Slavia Praga. A fost o minge pentru fundașul dreapta de origine etiopiană, Gebreselassie. Primul jucător de culoare care a evoluat în naționala de tineret a Cehiei. El este născut în Cehia. Mulți jucători tineri la această formație, care la adăpostul acelui 3-0 din tur poate folosi din nou arma sa preferată, și anume contraatac. Yanis Zicu, vine Andrei Cristea să combine. Andrei Cristea a jucat foarte bine în meciul de la Craiova, din prima etapă când a fost titular. După aceea a fost trecut pe bancă. Încă nu a reușit să înscrie pentru Dinamo în acest sezon. Aceleași faze simple de contraatac, bine orchestrate de cei de la Slovan Liberec, o centrare prinsă de Mataki. Se spune că pentru un portar care n-a mai jucat de mult, cazul lui Mataki, este important să prindă o primă minge. Sigur, centrarea a fost ușoară. Mataki, printre altele, a apărat în derbiul de România din sezonul trecut din Ghencea, acel 1-1, pentru că Dolha se accidentase și el. O primă șansă de gol pentru Dinamo, gol înscris de Dinamo în minutul 3, gol înscris de Andrei Cristea. Și iată că Dinamo începe perfect această partidă de la Liberec. Golul lui Andrei Cristea bucură pe cei de pe banca lui Dinamo, Dario Bonetti.
Pepi, asistat în premieră de Ion Marin, cu toate că antrenorul italian a vrut să se dispenseze de serviciile lui Ion Marin, ce din urmă Ion Marin a fost impus. Pasa lui Zicu, Andrei Cristea agață perfect această minge, șutează și îl învinge pe Hauser. 1-0 pentru Dinamo și Dinamo, iată, începe să spere. De altfel, am înțeles că Cristi Borcea a intrat în vestiarul lui Dinamo înainte de această partidă și a promis o primă fabuloasă jucătorilor, 50.000 de dolari de om, în cazul în care Dinamo reușește să se califice. Primul gol al lui Andrei Cristea de la revenirea la Dinamo. Returul trecut el a evoluat la Poliaș și a făcut-o foarte bine, a marcat de 7 ori, a contribuit din plin la salvarea de la retrogradare a moldovenilor. Dinamo, încurajată de această reușită, încearcă să profite de, eu știu, apatia celor de la Slovan Liberec. Este greu să joci foarte concentrat atunci când pornești pe teren propriu cu un avantaj atât de mare ca al cehilor. Carigia Cone, care a jucat foarte bine împotriva lui CFR Cluj, reușește să respingă. Fusese acțiunea lui Kerici, unul dintre cei mai buni jucători ai lui Slovan Liberec. Kerici, un fotbalist croat, care este în vizorul marilor echipe din Europa. Golgeterul campionatului Cehiei sezonul trecut, cu 15 reușite, atunci când Slovan Liberec a terminat pe poziția a treia. Din nou Zicu. Zicu a ajuns la parametrii maxim din punct de vedere fizic. Iani Zicu încearcă să treacă de o perioadă extrem de grea din cariera lui, cu două accidentări la genunchi, cu foarte multă vreme petrecută prin spitale și la recuperare. Îmi amintesc acea imagine din returul trecut, când Zicu a revenit pe teren în meciul cu Pandurii Târgu Jiu, a reușit să înscrie și a plâns de bucurie. Care s-a dus spre Adrian Cristea, omul despre care se spune că ar putea ajunge la Al Ahly Dubai, echipa pregătită de Ioan Andone, pentru că înțelegerea acestei formații cu celebrul jucător ceh Pavel Nedved pare să fi căzut. Nedved, la 37 de ani, a hotărât să se retragă din activitate. Încă o minge pentru Kerici. Kerici, întâmpinat de Ziedi Abate, o centrare care putea duce la un autogol. Intervenția lui Dragoș Grigore îi dă emoții lui Matachi. Când ești fundaș, când centrarea vine în spatele tău, trebuie să știi exact ceea ce ai de făcut, altfel riști foarte mult. Observați-l pe Dragoș Grigore cum lovește această minge cu tibia și este foarte aproape de a o trimite în proprie poartă. Atenție și la numărul 7 din echipa Cehiei, Jan Neșmar. Nu a jucat la București, dar este un fotbalist cu mare experiență. O centrare trimisă peste bară de Holenac. Nu, nici măcar peste bară, jocul poate fi continuat și acum un joc periculos, lovitură liberă pentru Dinamo. Se aude galeria lui Dinamo, încă o minge bună trimisă de Zicu spre Dănciulescu. Despre Dănciulescu se spune că meciul din Ghencea ar putea fi ultimul pentru el la Dinamo. Se pare că este foarte aproape de a semna, de a se înțelege cu Hercules Alicante, echipă pregătită de Esteban Vigo. El Trabajador, dacă vă mai aduceți aminte de el, prietenul lui Giovanni Becali. Care a fost apărăsit pe Dinamo după perioada de meciuri de pregătire. N-a apucat să conducă pe Dinamo în nicio partidă oficială. Minutul 8, Dinamo conduce cu 1-0 prin golul marcat în minutul 3 de Andrei Cristea. Ar putea fi un alt gol important în cariera lui Cristea după acea dublă fantastică reușită pentru Steaua în Cupa UEFA împotriva Valenciei. Rămâne în teren la Dragoș Grigore, cel care a fost eliminat în minutul 14 sau chiar 12 al meciului cu Internațional Curtea de Argeș. Acea partidă pierdută de Dinamo pe teren propriu 0-2 în etapa a doua a campionatului, când postul lui Dario Bonetti părea compromis. În ultimele două meciuri de campionat, însă, Dinamo a câștigat la Piatra Neamț și a reușit să o învingă oarecum surprinzător, aș spune, pe CFR Cluj, care, în paranteză fie spus, conduce cu 1-0 pe FK Sarajevo în meciul retur.
din play-off-ul Europa League. Gol marcat de Isuf Kone. Încă o acțiune a lui Zicu. Tehnica lui Zicu este prea mult pentru Lișca, dar dublajul funcționează la Slovan Liberec. Și iată-l pe Neșmar. Golgeterul lui Slovan în acel sezon în care Slovan a reușit să ia primul titlu din istoria ei. Atunci a marcat 14 goluri. De altfel, acest Neșmar este cel mai bun marcator din istoria lui Slovan Liberec. Grupul de suporteri români. Croatul Vulin, cel care a fost coleg la Standard Liege cu Marius Nicolae. Molinero acționează aici în flancul drept. Francisco Molinero, spaniolul transferat de la Levante, care astăzi debutează pentru Dinamo. Dinamoviștii își doreau de mult un fundaș dreapta care să-l înlocuiască pe Scarlatache, despre care conducătorii lui Dinamo n-au avut deloc cuvinte de laudă în perioada de pregătire. Convinge spre Andrei Cristea. Aceasta este caracteristica lui Andrei Cristea. Faptul că se zbate foarte mult, este un jucător puternic, bine pregătit fizic, care pune presiune pe stoperii adverși. Se complică la mijlocul terenului, este lipsit acolo de Usman Îndoi, poate cel mai constant fotbalist al lui Dinamo în acest început de sezon. Menajat în vederea partidei cu Steaua de duminică, transmisă în direct de Antena 1, Derby de România, așa cum îi se spune. Încearcă o pasă lungă, Dragoș Grigore, previzibil, dar greșește Gebre Selassie. Nu este nicio legătură cu celebrul atlet etiopian, iată-l pe prințul Adrian Cristea, centrând în forță, în fața porții, Hauser, un goalkeeper experimentat, reușește să respingă. Încă un șut de la distanță, mingea se duce mult peste bară, cred că a fost Boștină cel care a tras. Omul de cupă a lui Dinamo, Gabi Boștină, nu a reușit să marcheze în campionat pentru Dinamo, dar a făcut-o în câteva rânduri în cupă. Minutul 11, început bun, consistent al lui Dinamo, care a marcat repede. Păcat că scorul din turn a fost 0-2, ci 0-3. Asta este complică serios lucrurile, dar putem spune că golul primit la masa verde a fost recuperat de Dinamo după doar câteva minute. O verticalizare pentru Dănciulescu. De ultim moment al lui Vulin, găsesc bine breșele atacanții lui Dinamo între cei doi stopări, Radek Deșmec și Miroslav Holena. O lovitură liberă obținută acum de Kerici. Periculoși în meciul tur la fazele fixe, cei de la Slovan Liberec. Par să dea din nou importanță deosebită acestei lovituri libere. Mingea trimisă pe jos, direct la Coneș. Se poate declanșa un contraatac cu această pasă pentru Zicu. Intervenție importantă și reușită a lui Dočkal. Unul dintre puștii pe care i-are Slovan în primul 11, iată-l și pe Moliner. Născut de Atletico Madrid, văzut că o mare speranță a fotbalului spaniol, el nu a corespuns în totalitate. A fost, se pare, recomandat la Dinamo de Cosmin Contra. Faultul lui Holenac. Are 33 de ani Holenac, iată-l pe Boștină, schimbând direcția de atac cu această pasă pentru Molinero. Dănciulescu pentru Kone. Din nou Boștină pe culoar pentru Adrian Cristea. Intervenția lui Holenac. Slovan Liberec are de fiecare dată emoții la aceste pase filtrante pe care le încearcă mijlocașii lui Dinamo. Pe mine mă uimește și nu pot decât să apreciez tonusul pe care l-a avut Dinamo după acele întâmplări de joia trecută. Acum este o fază foarte periculoasă, dar Dragoș Grigore reușește să se revanșeze pentru acea intervenție mai puțin reușită din startul meciului și trimite perfect în corner în fața lui
Neșman. Spuneam, m-a mirat tonusul pe care l-a avut Dinamo în meciul cu CFR Cluj. Toată lumea o vedea favorită pe CFR. Dinamo s-a jucat bine și a câștigat meciul prin eurogolul reușit de Marius Nicolae, cel care astăzi este doar rezervă. Centrare înaltă și reluare extraordinară, respinsă de pe linia porții. Reluarea lui Vulin, Ziedi Abate salvează situația. Tânărul jucător ivorian care s-a accidentat la umăr în meciul din returul trecut cu CSO Otopeni. Și de atunci n-a mai evoluat pentru Dinamo. Sunt primele lui minute în acest sezon. Primele emoții pentru Florin Matache. Dinamo are portarii de calitate. Accidentarea lui Lobonț n-a creat probleme decât în vestiar, în sensul că Lobonț era un adevărat catalizator al energiilor dinamoviste. Dar Dolha a apărat fantastic, astăzi este rezervă, Matache și-a făcut și el treaba atunci când a fost solicitat pe finalul campionatului trecut. Minutul 15, 1-0 pentru Dinamo, golul lui Andrei Cristea, golul care dă speranțe dinamoviștilor. În spatele lui Boștină vine această minge. Schimbarea de direcție nu este însă foarte inspirată. Lișca primește acum Gekov. Lișca, autorul primului gol din tur și un fault oarecum inutil asupra lui Vulin. Fundașul stânga croat apare foarte des în atac. Tălpem atac, e foarte concentrat, încercând să-și dirigeze apărarea la această nouă lovitură liberă. Executată de Dojcal, înalt, periculos, mingea vine în fața porții, dar Matache iese și prinde din fața lui Neșman. O așezare ofensivă pentru Dinamo cu un singur mijlocaș cu sarcini de apărare. Este vorba de Giacarigi Giacone, ceilalți trei, Zicu, Boștină și Adrian Cristea, sunt oameni de construcție. Andrei Cristea aici faultează în atac. Why, întreabă fostul jucător al Bacăului, al Stelei, al Timișoarei și al lui Poliaș. Nu este de acord cu decizia arbitrului israelian. Suporterilor lui Slovan Liberec, care simt că echipa lor trece printr-un moment greu. La Liberec am avut imagini încă de numai cu vreo 20-30 de minute. La Liberec lumea vine la meci ca în Anglia. Stadionul era aproape gol până înainte de startul partidului. Acum cred că sunt în jur de 6.000 de spectatori. Zicu se întoarce spre poartă. Zicu îi pasează lui Andrei Cristea. Iani Zicu. Ultima pasa decisivă blocată de Holenac. Ciorici pentru Kerici. Rapidul Kerici în duel cu Dragoș Grigore, care își protejează bine portarul. CFR Cluj și Dinamo. Astăzi alte două echipe din România încearcă să intre în grupele Europa League. Steaua este mare favorită la calificare după 3-0 acasă cu St. Patrick. Iar FC Vaslui merge la Atena cu un rezultat bun obținut pe teren propriu, un 2-1. Știți probabil și grupa în care a picat Unirea Urziceni în Champions League. O grupă poate bună din punct de vedere sportiv, dar în niciun caz carismatică. O grupă cu Sevilla, Glasgow Rangers și VfB Stuttgart, echipa care a eliminat-o pe Oli Timișoara în play-off-ul de Champions League. Zic! Din nou o minge pentru Andrei Cristea. Așteaptă Dănciulescu un careu, o eventuală centrare. Nu este nici măcar corner, doar aruncare de la margine.
Dinamo a reușit să marcheze repede și asta îi poate da liniștea necesară. Nu trebuie să riște foarte mult, mai este suficient timp, peste 70 de minute din această partidă, în care Dinamo are nevoie de două goluri pentru a împinge dubla manșă în prelungiri. Pierde ușor Boștină. Aceasta este problema lui Boștină, un jucător tehnic, dar care cedează destul de ușor în faza defensivă. Este păcălit și Diabate, poziție foarte bună de atac pentru Slovan Liberec. Încă o dată, Dragoș Grigore este cel care oprește această fază. Atenție la contraatacuri, era avertismentul pe care îl dădea Ion Marin înainte de meciul tur. La București, Dinamo nu a reușit să pună în practică acest sfat și a fost învins. Periculos la același Boștină. Atitudinea este însă extrem de importantă pentru Dinamo și în acest punct de vedere jucătorii lui Bonetti par dispuși să alerge foarte mult. Molinero, depășit de Neșmar, vine centrarea lui Lișca. Respinge Grigore până la Molinero, care pasează destul de riscant în centru. În general, asemenea pase nu sunt recomandate. Greșește Kone, israelianul transferat de la Hapoel Petah Tikva. Pentru prima oară titular la Dinamo, în meciul cu CFR Cluj, când a fost foarte bun. Iată-l pe Dario Bonetti. Părerile împărțite în privința calităților lui Bonetti. Un jucător mare, dar ca antrenor fără un CV deosebit. Ultima oară a retrogradat dintr-o divizie inferioară din Italia cu un no-name, cu Juve Stabia. În spatele lui Diabate, dar fusese aruncare de la margine pentru Dinamo. În pauza meciului pe GSP TV aveți un studio în care se va discuta pe seama acestei prime reprize și de asemenea se va discuta și despre celelalte meciuri pe care echipele din România le joacă în această seară. Gazeta Sporturilor de mâine vă oferă o ediție specială de 32 de pagini în care veți putea afla toate amănuntele legate de meciurile europene ale echipelor din campionatul nostru. Deocamdată destulă relaxare pe banca lui Slovan Liberec, echipa lui Scorpil are în continuare un avans consistent. 3-1 pe ansamblu celor două manșe. Dar, repet, pentru Dinamo este important să-și salveze fața, cum se spune. Chiar dacă nu va reuși să se califice, deși acum la 1-0 nu mai pare atât de greu, important pentru Dinamo este să obțină un rezultat bun aici. O acțiune notabilă până acum în dreptul spaniolului, dar este greu să intri din prima într-un angrenaj destul de omogen, așa cum este al lui Dinamo. Kone. Dinamo va avea probabil dificultăți ceva mai mari în a recupera mingea pe contraatacul advers, pentru că lipsește de acolo, din centrul liniei de mijloc, lipsește Usman Îndoi, menajat pentru meciul cu Steaua. Intervenție bună a lui Molinero, care a fost convocat la toate naționalele de juniori ale Spaniei. Se spune însă că adevăratul examen pentru un fotbalist este atunci când trebuie să treacă, să facă saltul de la tineret la echipele de senior. Este perioada cea mai grea din viața unui fotbalist și mulți nu izbutesc să facă acest lucru. Ciorici. O centrare pentru Neșmar, mingea este respinsă, Boștin ar putea declanșa contraatacul. Foarte bune au fost până acum Dragoș Grigore și Cosmin Moți. Vă amintiți în meciul tur, greșeala uriașă pe care a făcut-o Tamaș la golul 2, o greșeală incredibilă. Doșcal. Acum Vulin.
casa croatului pentru Kerić. Centrare în forța lui Kerić în marginea careului. Acolo se repliază Adrian Cristea. L-am văzut pe Adrian Cristea făcând în ultima vreme și faza defensivă. Îi se reproșează că aleargă puțin, iar el a răspuns la acest reproș: ăsta sunt eu, nu sunt un fotbalist care să alerge din 16 în 16. O pasă excelentă, o pasă excelentă cu călcâiul Dăciulescu la această minge trimisă de Ianis Sicu. Hauser reușește să se opună. Iată-l pe al patrulea marcator din clasamentul all-time din campionatul nostru, Ionel Dăciulescu, 187 de reușite. Poate că, bine, e ușor de spus la postul de comentator, poate că dacă ar fi încercat să-l dribleze pe Hauser, ar fi putut obține o lovitură de la 11 metri. Andrei Cristea, care se numără printre favoriții lui Dario Bonetti. Se pare că este și unul dintre motivele pentru care Ionel Dăciulescu se gândește să plece. Nu vrea să fie la vârsta lui rezervă. Să vedem această fază cu un șut excelent. Dar fault în atac, șutul lui Andrei Cristea ducea la golul de 2-0. Arbitrul însă a dictat un fault în atac al capitanului dinamovist Ionel Dăciulescu. Să revedem această fază. Adrian Cristea este cel care, în opinia arbitrului, îl faultează pe Holenac. Prietenii în Anglia, arbitrul nu se gândea să fluiere la o asemenea acțiune. Decizie importantă a arbitrului israelian. Decizie care va fi comentată în pauză la studioul de pe GSP TV. Dinamo putea avea 2-0 în minutul 25. Incredibil! Oricum, un șut minunat al lui Andrei Cristea. Problema e să-l reușească și în momentul în care arbitrul nu va fluiera și va lăsa jocul să curgă. Foarte util până acum echipei este Ianis Sicu. Pasele sale au pus de fiecare dată pe picior greșit apărarea lui Slovan Liberec. Eroarea lui Cone. Încearcă să profite Neșmar, lângă el este Grigore. Lișca. O echipă cehă lipsită de tonus față de meciul bun pe care l-a făcut la București. Probabil că cei de la Slovan Liberec, văzând și formula de start a lui Dinamo, cu destui jucători importanți menajați, s-au gândit că nu vor avea niciun fel de probleme. Le este greu acum să intre în joc. În momentul în care Dinamo joacă foarte bine, Andrei Cristea. Andrei Cristea, două driblinguri, caută o continuare pentru această fază. Pasează pentru Dăciulescu. Vine la susținere Molinero. Este preferat Cone. Acum Boștină. Din gheata lui Boștină, la fel ca și din gheata lui Zicu, pot pleca pase decisive pentru atacanții noștri, Dăciulescu și Andrei Cristea. Dinamo trebuie să evite asemenea greșeli la construcție. Pot declanșa contraatacuri periculoase. Mingea a ajuns la Boștină. A combinat cu Dăciulescu, pleacă pe un culoar Cristea. Un șut de la mare distanță, care nu se duce foarte departe. Hauser extrem de nemulțumit de modul în care se apără colegii săi. Boștină, un foarte bun șuter. Acest Hauser are 36 de ani și toată cariera a jucat numai la Slovan Liberec. O minge recuperată de Gekov. A combinat cu Dojkal. Mai puțin solidă la mijlocul terenului Slovan Liberec, pentru că folosește doi atacanți, pe Neșmar și pe Kerić. De colț la care jucătorii cehi se grupează pe colțul lung în ideea de a sprinta după centrare.
bună execuție, mingea cade în careu și de câte ori se întâmplă acest lucru, formația în apărare poate avea probleme. Acum însă Dinamo a avut noroc, nu a ajuns nimeni la acel balon. Totuși este o aruncare de la margine și Slovan Liberec profită pentru a rămâne în presiune. Reușesc să recupereze repede cehii. Se bate Neșmar, care este foarte iubit la Liberec, imediat aplaudat, Dojkal. Manifestă slăbiciuni acolo între stopări, așa s-a luat primul gol. Acum lovitura de cap a lui Andrei Kerici se duce peste bar. Vă spuneam că în weekend Slovan Liberec a câștigat cu 3-0 în fața lui CSKA Budejovice. Vaha, Dojkal și Neșmar au fost oamenii care au marcat. Josip Ciorici, internaționalul de tineret croat de 20 de ani, este cel care a reușit să recupereze o pătrundere acum a lui Lișca, centrarea lui Lișca, Ziedi abate, se apără bine. Primele minute pentru tânărul ivorian în acest sezon la Dinamo, după acea fractură de claviculă. Părea titular incontestabil pe flancul stâng după accidentarea lui Pulgar, dar s-a lovit și el, iar Dinamo a trebuit să improvizeze constant în acea zonă. Un șut de la distanță deviat, dar totuși e prea încet pentru a-i pune probleme lui Matache. A fost execuția lui Ciorici. Zicu acum. Pas excelentă din nou a lui Zicu. Din fața lui Dănciulescu reușește să respingă Holena. Spuneau cei din conducerea lui Dinamo că atunci când Zicu va fi 100% din punct de vedere fizic, el va reprezenta cel mai important transfer al lui Dinamo și iată Zicu face o primă jumătate de oră foarte bună aici la Liberec. Din piciorul lui au plecat cele mai importante momente de atac ale lui Dinamo. Acum o pasă care surprinde apaia noastră, Lișca. Centrarea nu este ajunsă de Kerici. Sprintează croatul, dar nu ține mingea în teren. S-ar putea să se fi lovit. La asemenea faze poți face întinderi musculare. Foarte bună în flancul drept, Diabate strânsese, este surprins, dar reușește să revină și respinge în fața lui Gekov. Un om care a jucat 6 meciuri la campionatul mondial sub 20 de ani din Canada, atunci când Cehia, cu o generație excepțională, a obținut un surprinzător loc 2, un șut din marginea careului, deviat. Mi s-a părut mie, nu? Până la urmă, cred că se va da corner la acest șut al lui Ciorici. Arbitrul israelian s-a consultat cu tușierul. O minge respinsă slab, se vede acolo absența lui Usman Îndoi, omul care trebuia să recupereze în fața careului pe aceste mingi respinse și este într-adevăr corn. Se înmulțesc fazele fixe la poarta lui Matache. Moții respinge din fața lui Neșmar. Lovitură liberă pentru Dinamo. O execută repede, încercând să-și surprindă adversara. Boștină pentru Molinero. Molinero combină cu Andrei Cristea. Andrei Cristea se lansează în dribling, caută poziția de centrare. Are nevoie de sprijin, sunt doi adversari pe el. Mingea este blocată. Respinge Radek Djemek. Schimbarea direcției de atac, iată-l acum pe Zicu, a recuperat după respingerea lui Vuli. Zicu încearcă să țină de minge, este atacat de Ciorici. Până la urmă Dinamo este poziția balonului, Kone.
respins Gebreselassie. Iată-l pe Ziedi Abate, șutul lui Ziedi Abate. Execuția nu a fost rea. Important pentru Dinamo este că joacă foarte curajos, că ține mult de minge, că în opinia mea domină tactic această partidă. Sigur, mare nevoie de două goluri pentru a împinge meciul în prelungiri. 3-0 la masa verde pentru Slovan Liberec joia trecută, după ce cehii conduceau cu 2-0 în minutul 87. Și în joc deocamdată Adrian Cristea. Marea majoritate a acțiunilor de atac pentru Dinamo s-au desfășurat pe flancul opus, unde acționează Zicu. Iată acum pe Doșcal. O pasă pe culoar, preluarea lui Kerici. Kerici, atacat de Diabate, este obligat să întoarcă până la Ghecov. Din nou Doșcal, care poate centra, o face. Minge reluată de lângă Molinero. Lișca. Lișca, deși nu este înalt, este un foarte bun săitor la cap, a demonstrat-o în meciul dur, când a reușit să deschide scorul pentru Slovan Liberec în minutul 6. Viu mi s-a părut din nou Andrei Cristea. La cum joacă, probabil că își depune candidatura pentru un loc de titular în atacul lui Dinamo. Vă spuneam că este preferat acest duo de Dario Boente, așa se pare, Marius Nicolae, Andrei Cristea. Motiv pentru care Dănciulescu și-ar dori să plece la Hercules Alicante. Formație care evoluează în divizia a doua spaniolă. Și unde ar putea fi coleg cu fostul stelist Iago Gomez. Un lung de linia lui Molinero. Cristea reușește să ajungă. Centrarea lui Cristea spre Adrian Cristea, o minge care sare în fața porții. Dar balonul fuse centrat prin spatele porții, iar ratarea lui Zicu nu mai contează. I-am auzit pe suporterii lui Dinamo criticându-l în continuare pe Zicu, scandând diferite lucruri la adresa lui. Mie Zicu mi s-a părut că a făcut până acum un meci foarte bun. Să nu uităm, Dinamo are 1-0. Da, aici este semnalizarea tușierului, ați văzut modul în care a ridicat imediat steagul. Spuneam, Dinamo a făcut un meci bun, a deschis scorul, Zicu a fost cel care a pasat, apoi Cristea a mai marcat o dată. Golul anulat pentru un fault în atac al celuilalt Cristea, Adrian Cristea. Aici încă o fază bună care a fost oprită pentru că mingea părăsise suprafața de joc. Se complică un pic Grigore. Dar până la urmă este repunere din 6 metri. Puțin de 10 minute până la pauză, 1-0 pentru Dinamo prin golul marcat de Andrei Cristea. Vă reamintesc că în pauză va fi analizată această primă repriză, dar și celelalte meciuri pe care echipele din România le joacă în această seară la CSP TV. Sunt pregătit să vă găzduiască Silviu Tudor Samuilă și Basa Rapandu. De asemenea, nu uitați de ediția specială a Gazetei Sporturilor de mâine. O ediție de 32 de pagini în care veți putea citi tot ceea ce s-a întâmplat important legat de aceste meciuri europene ale echipelor noastre. Încă o minge pentru Andrei Cristea. Centrarea este prea înaltă, era o execuție pretențioasă. Dacă îi se poate reproșa ceva lui Cristea, este o tehnică nu foarte ridicată. În rest, însă, are toate calitățile necesare unui vârf de valoare. Culmea este că antrenorul Stelei, Cristiano Bergodi, este cel care l-a pus în picioare pe Cristea. L-a pregătit la Iași în returul trecut.
acolo Cristea a fost numărul, omul numărul 1 al celor de la Poli. Diabate pentru Moți. Acum Molinero. A avut o seară destul de grea până acum Molinero. Pe partea lui au acționat Lișca și Vulin, doi dintre oamenii de bază ai lui Slovan Liberec. Un joc de pase, un joc de posesie, este ok, numai că Dinamo are nevoie de două goluri. Sigur, nu sunt încă motive de precipitare. De altfel, Dinamo nu are ce pierde în această întâlnire. Dacă nu va reuși să se califice, nimeni nu-i poate reproșa ceva în acest meci. Așa cum spunea Cristi Borcea, dacă Dinamo se califică aici la Liberec, cu siguranță vor veni oameni să o aștepte la aeroport. Ar fi un rezultat memorabil. Niciodată o echipă din România nu a reușit să redreseze situația după ce în meciul dur a pierdut cu 2-0. Dar aminte, cu 3-0, așa cum s-a întâmplat cu Dinamo la masa de. Faultul lui Moți. Neșmar este un tip rezistent. Pentru Slovan Liberec aceste întreruperi sunt foarte bune. Cehii n-au niciun motiv să dorească spectacol, pur și simplu vor să gestioneze acel avantaj uriaș pe care l-au luat după meciul de la București. Acum Dănciulescu, aștepta lângă el Cristea. Dănciulescu preferă să întoarcă la Molinero. Un pic cam lente atacurile lui Dinamo, un pic cam lentă construcția, dar Dinamo pare să aibă în această primă repriză capacitatea de a ridica ritmul exact atunci când trebuie, atunci când vrea să găsească breșe. A fost faultat Andrei Cristea, a mers destul de bine acest parteneriat dintre Molinero și Andrei Cristea, plus Zicu în acest flanc drept al lui Dinamo. Să vedem lovitura liberă. Bate Zicu, trimite destul de bine, acolo este însă Holenac. Important acestui joc, ultimele 5 minute ale reprizei. Dacă Dinamo mai dă un gol până la pauză, atunci începe să aibă șanse reale de calificare. Important este că cei de la Slovan Liberec, după ce au ratat la București, au dat două goluri și au ratat încă 3, 4, 5 ocazii. Aici n-au avut nicio șansă de a marca. A fost doar acea respingere cu emoții pentru atacul lui Dragoș Grigore. În rest, apărarea lui Dinamo a anulat eforturile lui Slovan Liberec. Să vedem acum o minge care vine pentru Lișca. Încă o intervenție foarte bună a lui Dragoș Grigore. Foarte tânăr, Dragoș Grigore are tendința uneori să intervină decisiv atunci când nu este cazul, de aceea și cartonașele la care se expune. Centrarea lui Lișca, Neșmar sare de lângă Moți, însă fundașul nostru a reușit să blocheze elanul veteranului atacant de la Slovan Liberec. Cristea elegant, dar neatent, obligat până la urmă să faulteze. Irgi Lișca are o ofertă din divizia a doua germană. Energie Cottbus este echipa interesată de el, numai că banii oferiți lui Slovan Liberec au fost considerați prea puțini pentru acest om care este titular clar pe postul de mijlocaș stâng.
CFR Cluj este foarte aproape de calificarea în grupul Europa League, conduce pe Sarajevo cu scorul de 2-0. Aici Dinamo are și ea 1-0, numai că misiunea dinamoviștilor este mult mai grea. CFR Cluj a plecat de la un 1-1 în deplasare, Dinamo de la 0-3 pe teren propriu. Molinero, o minge pentru Cristea, mereu cu fața la joc, mereu disponibil, alergă mult. Iată-l pe Cristea primind în marginea careului, lovitură liberă. Și este un moment extrem de important al acestei final de reprize. Pătrunderea lui Cristea, care a agățat mingea înaintea lui Vulin, fundașul croat, a fost obligat să-l faulteze. Fault clar, care dacă se petrecea cu, eu știu, 30 de centimetri mai spre poartă, ar fi dus la un penalti, dar și așa lovitura liberă este foarte bună. Boștină, Zicu, Adrian Cristea, oameni care pot să înscrie de acolo, din marginea careului. Moment important. 0 la pauză pentru Dinamo ar fi un scor fabulos la care vă mărturisesc că nu mă gândeam sub nicio formă. Dar să vedem această lovitură liberă. Important la asemenea lovitură liberă este să cadrezi șutul. Dacă o faci, ai șanse mari să înscrii. Ianis Zicu, trage Zicu, bară! Ce ghinion pentru Dinamo! Execuție foarte bună a lui Zicu, ar fi fost perfectă dacă ar fi fost cu 2-3 cm mai jos. Dinamo ar fi meritat să intre la pauză cu un avantaj mai consistent după ceea ce a jucat. Bara lui Ianis Zicu, minge înălțată perfect peste zid, n-avea șanse Hauser să ajungă la minge, dar șutul lui Zicu nimerește transversala. Un gol, o bară, un gol anulat pentru un fault în atac, nu foarte clar în opinia mea. Acesta este bilanțul acestei prime reprize pe care Slovan Liberec o încheie în atac, dar centrarea venită de la Gekov este complet ratată. Ieșirea lui Hauser, aplaudată de public, pentru că din nou fusese o minge bună printre stoperii lui Slovan Liberec. Puține pase greșite de Ianis Zicu. Aici Cristea a cedat prea ușor. Mingea este la echipa gazdă, care poate declanșa un contraatac. Numai că Dinamo a învățat din lecțiile meciului tur și în această partidă Slovan Liberec nu a avut nicio fază periculoasă la poarta lui Matache. Se încheie prima repriză 1-0 pentru Dinamo, după o repriză bună, consistentă, în care, repet, cred eu că Dinamo ar fi meritat, pe care cred eu Dinamo ar fi meritat să o termine cu un avantaj mai mare. Pe data pauzei legătura în studio, revenim la Liberec pentru repriza secundă. Revenim, prieteni, la Liberec pentru repriza a doua a meciului dintre Slovan și Dinamo. 1-0 la pauză pentru Dinamo, gol marcat repede de Andrei Cristea în minutul 3. Dinamo a făcut o primă repriză consistentă în care și-a dominat adversarul. A mai avut o bară prin Ianis Zicu din lovitură liberă, a mai avut un gol anulat al lui Andrei Cristea. Să sperăm că nu va fi cazul ca Dinamo să regrete faptul că și-a amenajat unii dintre jucători importanți în perspectiva derbiului cu Steaua. Sigur, partida a plecat de la 0-3, nu erau foarte multe șanse inițial, dar la cum a curs jocul în prima parte, orice este posibil. Marius Nicolae îl înlocuiește pe Ionel Dănciulescu. Marius Nicolae, cel dat exemplu de Bonetti în vestiar pentru evoluția cu CFR Cluj, un gol fabulos marcat de Marius Nicolae. Interesant este că de câte ori Marius Nicolae a izbutit să înscrie în sezonul trecut, Dinamo a câștigat. Foarte repede
de alcătuirea celor două echipe. Dinamo în galben-negru atacă în repriza secundă de la dreapta la stânga. În poartă este Matache, Molinero, Grigore, Moții și Ziedi Abate sunt fundași. La mijloc joacă Zicu, Boștină, Conei și Adrian Cristea, iar acum în atac sunt Andrei Cristea și Marius Niculae, cuplul de atacanți despre care se spune că Bonetti ar fi încântat. Nici o schimbare la Slovan Liberec, care a evoluat mult sub ceea ce a arătat la București în prima repriză. În poartă Hauser, Vulin, Dejmec, Holenac și Selassie sunt fundași. Lișca, Ciorici, Doșcal și Ghecov joacă la mijlocul terenului. Nejmar și Cherici în atac. Arbitrul este din Israel și a luat o decizie importantă atunci când Andrei Cristea a reușit să înscrie un al doilea gol cu un șut frumos din marginea careului, dar golul a fost anulat pentru un fault în atac al lui Adrian Cristea. Vreau să fac încă de la început precizarea că la ședința tehnică de dinainte de această partidă s-a stabilit clar, 3-0 este scorul care o împinge pe Dinamo în prelungiri. Au fost discuții legate de acest aspect pentru că rezultatul din tur a fost stabilit la masa verde. Nu, acel rezultat 3-0 are practic aceeași valoare ca unul obținut pe teren. Deci la 3-0 Dinamo ar intra în prelungiri. Repet, vorbesc acum de acest lucru pentru că nu mai pare imposibil, așa cum era la începutul meciului, pentru că Dinamo a jucat evident mai bine decât adversarul ei de astăzi. Lovitura de colț pe care se pregătește să o execute specialistul fazelor fixe pentru Slovan Liberec, este vorba de acest Doșcal. Matache nu a fost solicitat în prima repriză, acum o greșeală de marcaj și minge respinsă incredibil de pe linia porții de, cred, Adrian Cristea. Greșeală gravă de marcaj a dinamoviștilor, care continuă să aibă slăbiciuni în asemenea momente fixe. Un șut deviat la care Matache nu avea nicio șansă. Aflat pe linia porții, Adrian Cristea reușește o intervenție echivalentă cu un gol. Observați reacția lui Cristea, nici lui nu i-a venit să creadă că a izbutit să respingă. Rămâne 1-0, un gol marcat de Slovan Liberec ar complica lucrurile foarte serios. Molinero, un control aproximativ și totuși mingea rămâne la Dinamo. Este pătrunderea lui Zicu. Acesta obține lovitura liberă. Un cartonaș galben pentru Ciorici. Fotbalist transferat în această vară de la un club mic din Austria. Aceasta este intervenția corectă a lui Molinero. Câteva gesturi de fotbalist pentru Molinero. Bine, nu asta este problema. Clar, Molinero, internațional de tineret pe vremuri pentru Spania, nu poate fi un jucător slab. Problema este cum se va integra el și care este nivelul său de pregătire în acest moment. Lovitura liberă pentru Dinamo, pe care se pregătește să o execute Iani Zicu. A avut o mare ocazie în prima repriză, dar faza fusese oprită pentru că centrarea a venit din afara terenului. S-a gândit Moții acolo la un penalti. În orice caz, stopperul lui Dinamo este accidentat în careul advers. Moții cade după un duel cu Nejmar și apoi este călcat de stopperul Dejmec, un fundaș crescut de Slavia Praga. Așa cum mai sunt 2-3 jucători din această echipă a lui Slovan Liberec. Greșită în defensiva a lui Boștină, centrarea lui Cherici. Foarte bine, Molinero reușește să blocheze în fața lui Ciorici. Va fi lovitură de colț. A simțit Molinero jocul, a simțit că Dinamo are probleme acolo în axul central, pentru că nu era Moți. Și a reușit să strângă și să respingă în corner. O minge grea. Început mai bun al celor de la Slovan Liberec în această repriză secundă. Probabil că Ladislav Scorpil a simțit pericolul. Un capitol la care cehii conduc clar 6-0. Raportul cornerelor. Va fi repunere din 6 metri. A atacat colțul scurt Teodor Gebreselassie.
Au trecut 5 minute din repriza secundă. Dinamo fără câțiva dintre jucătorii importanți, Candoi, Pulhac, Marius Nicolae în prima repriză sau Dolga. O minge spre Andrei Cristea, încă o centrare bună a lui Cristea. Din nou însă prin spatele porții, am spus o centrare bună pentru că poziția din care a trimis a fost dificilă. Foarte bătăios Andrei Cristea, jucătorii de rezervă ai cehilor încălzindu-se, printre ei și Blajek, omul care a marcat golul 2, îl aveți în imagine, golul 2 la București. Moții și-a revenit și trimite acum către Matache. Matache a apărat într-un meci important pentru Dinamo sezonul trecut, atunci când erau accidentați și Lobonț și Dolha. A apărat în Ghencea împotriva Stelei, o partidă încheiată la egalitate, 1-1. CFR Cluj a reușit să se califice în grupele Europa League. A bătut cu destule emoții, dar a bătut cu 2-1 pe FK Sarajevo, cu un cartonaș galben acum pentru Moții. Moții a preluat banderola de capitan de la Dănciulescu. Și mingea, dar apoi i-a prins glezna lui Cherici. Toată lumea se aștepta ca acest Andrei Cherici să fie vândut în vară, după ce a fost golgeterul cehii. Însă Slovan Liberec a ținut de el pentru că vrea performanțe notabile în acest sezon. Este o echipă care a ajuns odată în 2002 în sferturile de finală ale Cupei UEFA, însă în ultimele două participări în Europa a fost eliminat repede, de fiecare dată. Se complică un pic Adrian Cristea, mingea ajunge la Ziyech Diabate. Spre osebire de prima repriză, iată-i pe cei de la Slovan Liberec încercând să facă pressing pe faza primară de construcție pentru Dinamo. De la Cristea mingea sare la Boștină, o pasă destul de riscantă. Boștină a încercat în acest meci câteva schimbări de direcție. Molinero. Molinero trimite la adâncime pentru Marius Nicolae. Vasluiul reușește să reziste. Suntem la Atena pe finalul primei reprize. Este 0-0 meciul dintre AEK Atena și FC Vaslui după 2-1 în tur pentru oamenii lui Dulca. Aici Dinamo are o posesie clar mai bună decât Slovan Liberec, dar repet, se pierde destul de multă vreme cu aceste pase repetate la mijlocul terenului. A coborât foarte mult Marius Nicolae. Acum Moții încearcă să verticalizeze, o face, dar Boștină încearcă să joace repede și trimite la un adversar. Recuperează din nou Moții, care trebuie să fie atent cu aceste intervenții în forță, pentru că are deja un cartonaș galben. A fost faultat Marius Nicolae. Nicolae, cel care a ratat un transfer la Terek Groznăi în această vară. Tot el se bate acolo cu adversarii direct cu cei doi stopperi. Trimite mingea spre Adrian Cristea, acum Ziyech Diabate. Centrarea respinsă din plonjon de capitanul cehilor, Holenac. Din nou momente în care Dinamo recuperează repede mingea. Adrian Cristea, autor al unui gol superb la Piatra Neamț, în victoria lui Dinamo cu scorul de 4-0. Diabate, tot mai ofensiv, centrarea lui Diabate este respinsă de Dejmec. Presiunea lui Dinamo nu foarte eficientă însă. Mi s-a părut că a fost un hands acolo la Cherici. A schimbat un pic registrul tactic Ladislav Scorpil după ce a jucat cu două vârfuri în prima repriză. Acum i-a cerut lui Neșmar să evolueze în compartimentul median, la fel cum a făcut-o la București. Cu cinci oameni la mijloc și un singur vârf, croatul Cherici. O fentă foarte bună a lui Andrei Cristea. Andrei Cristea ține în continuare de minge, l-a evitat pe Dojgal. O centrare în fața porții și intervenție a lui Gebre Selassie.
jucătorul ceh de origine etiopiană. Centrarea lui Molinero. Lipsă de comunicare între portarul Hauser și fundașul dreapta. Gebreselassie nu avea pe nimeni în spate și probabil că putea lăsa această minge ca să găsească altă soluție. Așa este corner pentru Dinamo, pe care îl execută Adrian Cristea. Bine în fața porții, o minge ștearsă acolo, de pe colțul scurt de Cosmin Moții. Încă o șansă importantă de gol pentru Dinamo în minutul 11 al reprizei secunde. Ce aproape de gol a fost Moții! Incredibil! Repet, după ceea ce s-a jucat până acum, cred că Dinamo merita mai mult decât acest scor. Este adevărat și Slovan Liberec a avut două ocazii de a înscrie. Diabate și cu Adrian Cristea au respins de pe linia porții. Respinge Grigore. O pasă care se ducea spre Zicu. Oricum, cei de la, prin aducerea unui om în plus la mijlocul terenului, Slovan Liberec pare să fi acoperit din breșele care au apărut în apărarea cehă în prima repriză, în zona centrală, când Dinamo a reușit câteva verticalizări foarte eficiente. La capătul uneia dintre ele, în minutul 3, Andrei Cristea izbutea să deschidă scorul. Ladislav Scorpin, probabil destul de îngrijorat, încă o minge bună pentru Zicu. Iani Zicu în marginea careului, Marius Nicolae. Șut în față, gol Dinamo, minutul 58, greșeala lui Hauser și Marius Nicolae înscrie cu un stâng care îl caracterizează, un șut în forță, 2-0, greșeală de portar de care profită Dinamo. Marius Nicolae, intrat pe teren la pauză, reușește să marcheze, 2-0 și Dinamo este mai mult decât în grafic. Foarte bună a lui Marius Nicolae, o greșeală totuși inadmisibilă a lui Hauser, dar important pentru Dinamo este că are 2-0 și mai trebuie un singur gol pentru a împinge în mod incredibil acest meci în prelungiri. Uluitoare, nu știu, situație. Probabil că acum cei de la Slovan Liberec simt fiori reci pe șira spinării. Erau siguri de calificare. Acțiunea lui Molinero în marginea careului, o centrare a lui Diabate. Recuperează Boștină. Din nou tânărul fotbalist ivorian, care n-a mai jucat de luni bune la Dinamo, de la acea partidă cu CS Otopeni când s-a accidentat la umăr. Spaniolul Molinero, aflat la debut cu o echipă, ea spune, experimentală, iată că Dinamo conduce la Liberec cu 2-0. Și mare la dispoziție, jumătate de oră pentru încă un gol. Important pentru Dinamo este să nu facă acum greșeli în această zonă. Iată un cadou pe care Kone îl oferă celor de la Slovan Liberec. Totul a plecat de la pasa slabă a lui Diabate. Lovitură de colț pentru Slovan, care și-a creat ocaziile puținele pe care le-a avut la poarta lui Matache după faze fixe. Cristea se lipește din nou de para din dreapta, de acolo unde în urmă cu vreo 10 minute a reușit să respingă. Trimite Dojcal. Din nou, primul la minge este un jucător ceh, este vorba de Dejmek. Trimite însă peste bar.
minutul 60, 2-0 pentru Dinamo, care a marcat din nou în startul reprizei prin Marius Nicolae. Incredibil. Eu cred că cel mai rău pentru Dinamo ar fi ca acest meci să se termine 2-0 sau 3-1. Pentru că atunci regretele pentru acea intrare a suporterilor pe teren ar fi mult mai mari. Vă reamintesc că era minutul 88 al meciului de la București. Slovan Liberec conducea cu 2-0. Probabil că acela ar fi fost scorul final. Acum, iată, în minutul 61, Dinamo are 2-0. Deja meciul ar fi fost în prelungiri, dar și așa este o șansă bună. Șutul lui Marius Nicolae îl obligă pe Hauser să respingă de sub bară. Fusese acțiunea lui Adrian Cristea. Dinamo parcă și mai periculoasă în atac după intrarea lui Marius Nicolae. Fusese oricum deviat acest șut al lui Marius Nicolae. Din nou pe colțul scurt pentru Moții. Hauser încearcă să treacă peste acel moment greu al gafei pe care a făcut-o la golul 2. Faultul lui Boștin asupra lui Ciorici. Al Puști, Lucas Vaha, în locul lui Neșman. Prima schimbare pe care o face antrenorul Scorpil. Vaha a marcat în weekend primul gol al victoriei de aici de la Liberec pentru Slovan, 3-0 cu Dinamo CSK Budejovice. Este un fotbalist de 20 de ani, împrumutat în acest moment de la Slavia Praga. Se vede pe el, iată-l, este foarte tânăr. Păcălit destul de ușor, Ziedia bate. Boștină face și faza defensivă. O primă minge pentru nou intratul Vaha. Există Ciorici și obține lovitura liberă. Probabil că Dinamo trebuie să încerce să evite aceste faze fixe. Au fost singurele momente când echipa gazdă a fost periculoasă. În rest, Dinamo a negociat foarte bine încercările de atac ale celor de la Slovan Liberec. Importantă. N-a dat deloc rău acest Vulin. Dinamo are nevoie de un gol pentru a ajunge în prelungiri. Vă reamintesc că este decizia finală a UEFA. Acel scor de la masa verde din tur acționează ca un rezultat normal. 3-0 pentru Slovan Liberec. La 3-0 pentru Dinamo, aici în Cehia vor fi prelungiri, dar Dinamo trebuie să mai înscrie o dată. În același timp, cred că trebuie să fie atentă și în defensivă. Va apărea această tentație de a se arunca peste adversar. Eu până acum cred că a jucat foarte bine Dinamo, pentru că nu a forțat. Sigur, a jucat cu un calm pe care ți-l dă o situație aparent imposibilă. Dinamo s-a marcat de două ori și este în continuare echipa care, în opinia mea, conduce ostilității. Se complică un pic Cone, dar reușește să reziste în duel cu Vaha. Dragoș Grigore înalță acest balon la care sare Dejmec. Marius Nicolae, o problemă continuă pentru echipa adversă. Incredibilă execuția lui Adrian Cristea. Intervenția lui Hauser. Cristea a fost aproape de gol cu Slovan Liberec și în meciul tur. Un șut oarecum asemănător. Execuție de fotbalist, preluare și șut din volei. Dinamo aproape de golul 3. Incredibil. Se pregătește să intre și Torje tocmai în locul lui Cristea. Cristea probabil că nu poate duce 90 de minute, cu toate că meciul în sine nu a avut un ritm fantastic. Șutul lui Cristea a fost ultima realizare a celui poreclit prințul în această partidă. O centrare respinsă. Minge care ajunge la Boștină. Boștină însă ratează execuția.
Luca Torje, jucătorul care a suferit o traumă uriașă după acea intrare a suporterilor pe teren. Tatăl său a avut un infart în momentul în care și-a văzut băiatul în pericol. Asista la acel meci de pe stadionul Dinamo. Deviere bună, deviere bună, Andrei Cristea câștigă acel duel. Dă drumul la minge în partea dreaptă, șansă mare de gol pentru Dinamo. Pasa dată de Zicu este greșită. Dinamo are o ocazie la minut aproape. Dacă lucrurile vor merge în continuare așa, foarte probabil Dinamo va reuși să mai înscrie încă o dată. Mă uit la tabelă, nu-mi vine să cred, Dinamo conduce cu 2-0 pe Slovan Liberec și este rezultatul a ceea ce s-a întâmplat pe teren, nu rezultatul unei întâmplări. Încă 25 de minute de speranță pentru Dinamo, care poate face istorie în cazul în care reușește să recupereze acel handicap uriaș din meciul tur. Vă reamintesc, nicio formație din România nu a reușit vreodată să revină după ce a pierdut 0-2 acasă, cu atât mai mult cu 0-3. Torje joacă în flancul stâng. Schimbare post pe post cu Adrian Cristea. O minge pe care o bâlbâie Grigore. Gheric este nemulțumit pentru că mingile n-ajung la el. Scorpil, Ladislav Scorpil îngrijorat. Dario Bonetti în fața celui mai important rezultat din cariera lui de antrenor. Pe banca lui Dinamo se află, începând de la acest meci, ca secund și Ion Marin. Pleacă cu o viteză debordantă spre poarta adversă după ce a recuperat această minge. Îi dă pasa lui Andrei Cristea. Zicu joacă acum aproape ca un al treilea vârf lângă Marius Niculae și Cristea. Suntem la jumătatea reprizei, 2-0 pentru Dinamo. Centrare acum, neînțelegere între Moți și Matache, iese însă portarul lui Dinamo și reușește să prindă în fața lui Cherici. Destul de aproape de un nou gol stupid primit cei de la Dinamo. Pentru Zicu, acum Cone. Un fotbalist pe care l-am văzut în meciurile de pregătire și atunci mi s-a părut modest, însă în partida de campionat cu CFR Cluj a jucat foarte bine. A făcut nu numai faza defensivă, dar a avut și apariții oportune în atac. Acum, fiind singurul mijlocaș cu profil defensiv, este mai puțin preocupat de careul advers. Iată-l pe Torje, lângă el este Andrei Cristea. Torje îl provoacă pe Gebre Selassie. Trece, centrează, respinge Holenac. După ce în prima repriză flancul stânga lui Dinamo nu a mers grozav pentru că Adrian Cristea a avut un meci destul de modest, iată că Torje a apărut în această zonă și creează probleme. O centrare ratată a lui Lișca. Minutul 70, 2-0 pentru Dinamo. La 3-0 Dinamo împinge această partidă în prelungiri. După un început de sezon mai modest, Marius Niculae pare să-și fi revenit la forma care l-a făcut om de național. Gol cu CFR Cluj, gol acum e drept la marea greșeală lui Hauser și aici la Libereț, cu toate că a intrat abia la pauză. Vine centrarea lui Dojcal, o minge destul de grea pentru Matache, pentru că a prins pământul în fața portarului lui Dinamo. Zicu
nu știu dacă Zicu mai are benzină pentru acest final de meci care trebuie jucat cu inima. Un final de meci în care trebuie alergat foarte mult. Recuperează foarte bine Kone. Marius Nicolae, fost judoka, un jucător foarte puternic, cere lovitura liberă. Și este un cartonaș pe care îl primește acum Vaha, într-un fault asupra lui Boștină. Reacție un pic necalculată a lui Marius Nicolae, norocul lui că nu l-a lovit acolo pe jucătorul ceh. Gekov, altfel puteau fi probleme. Lovitură liberă pentru Dinamo. Nu este rea, încearcă să devieze Zicu cu călcâiul. Mingea este respinsă până la Vaha. Atenție aici pentru Kone, nu trebuie să piardă acest duel. Kone joacă foarte bine până la urmă, câștigă mingea, obține lovitura liberă. Centralul israelian cred că ar trebui să lase legea avantajului pentru că mingea era la Dinamo, dar nu este o fază foarte importantă. Decizia majoră pentru Alon Jefet este acea anulare a golului lui Andrei Cristea pentru un fault în atac al lui Adrian Cristea prin minutul 28 al primei reprize. Torje. Centrarea lui Torje. Minge respinsă de Holenac. Dinamo continuă presiune. Șutează Torje! Foarte aproape Torje de un gol magnific. Hauser obligat în coadă să se întindă și să respingă. Nu a fost șutul lui Boștină, ci șutul lui Torje. Iată reluare. Foarte bună execuția. După șutul lui Adrian Cristea, iată vine și această execuție a lui Torje. Tot Torje poate centra, încearcă o fentă. Nu cade Vaha în capcan. Excelentă recuperarea lui Boștină. Boștină este în careu. Îi pune însă pe cei de la Slovan Liberec pe contraatac, o pasă în zona centrală, acolo unde nu se afla niciun coechipier. Liberec sufocată de un joc foarte bun al compartimentului median de la Dinamo. Obligată să încerce aceste mingi lungi, suporterii cehilor sunt nemulțumiți. Echipa lor de nerecunoscut față de ceea ce a reușit să joace la București. Golul 2 la București, Blaje. Un fotbalist foarte talentat, dar controversat. Mai puțin important însă acest lucru pe acest final de meci în care Dinamo aleargă pentru un 3-0 neverosimil. Repet, cel mai rău pentru Dinamo ar fi ca meciul să se termine așa 2-0 sau 3-1. Pentru că atunci regretele pentru acea intrare nesăbuită a suporterilor pe teren ar fi și mai mari. Ieșirea lui Kerici, intră Blaje. Schimbare post pe post. Acest Blaje, considerat un mare talent al fotbalului ceh, însă o viață extrasportivă extrem de agitată. Pe site-ul său era un motto: fete, alcool, sex, atât al interesa. Ulterior s-a transferat la Slavia Praga și a renunțat la acel motto, dar impresia despre el, un tip conflictual care se ceartă cu antrenorii, cu colegii, a rămas. Este însă un jucător de calitate și a demonstrat-o la București atunci când a reușit să-l păcălească pe Tamaș și să înscrie golul 2 al lui Slovan Liberec, cel care a declanșat furia suporterilor lui Dinamo. Se resimte Dočkal după această intrare a lui Diabate. Iată cartonaș galben pentru fundașul ivorian al lui Dinamo. Este o intrare urâtă, decizie corectă a arbitrului din Israel.
Pasa lui Holenac în marginea careului, intervenția lui Moți. Iată-l pe Boștină, foarte tehnic, trebuie să dea drumul repede la minge. O face cu o pasă excelentă pentru Andrei Cristea. Andrei Cristea se apropie de careu. Andrei Cristea! Ce ocazie! Ce ocazie ratează Ianis Zicu! Totul făcut perfect până în momentul reluării. Nu știu dacă n-a fost cu mâna această intervenție a lui Zicu, să vedem din acest unghi. Da, cu mâna și în mod normal cartonaș galben pentru Zicu. Asta da, lovitură, dai cu mâna, nici măcar nu reușești să înscrii, dar dai cartonaș galben. Intră și Claudiu Niculescu, golgeterul all-time al lui Dinamo în cupele europene. 18 goluri pentru Claudiu Niculescu în locul unui om care mi-a plăcut iarăși foarte mult. Este vorba de Andrei Cristea. A fost folosit foarte mult Claudiu Niculescu. Acum ar fi bună o lovitură liberă din preajma careului, cazul în care Niculescu și-a păstrat această calitate de executant al fazelor fixe și cred că asta nu se uită. Claudiu Niculescu în fața locului Andrei Cristea, nu știu, o decizie interesantă, pentru că eu cred că Dinamo va pierde din combativitate în faza ofensivă, sigur va câștiga în tehnică. Rămâne de văzut dacă Dario Bonetti a ghicit această schimbare. Pe cea cu Marius Niculae a nimerit-o. Torje, preluare cu mâna însă lui Claudiu Niculescu. Claudiu Niculescu a revenit la Dinamo în primăvara acestui an, a reușit să marcheze 4 goluri în campionat, dar repet, i-a fost foarte greu să-și apere locul de titular. Fiecare secundă cei de la Slovan Liberec. Conduși cu 2-0 după ce au câștigat meciul tur la Masa Verde cu 3-0. Pe teren fusese doar 2-0. Doșcal. Ghebreselassie, din nou Doșcal, o pasă în spatele lui Boștină. Intervenție bună însă a lui Diabate. Repet, sunt momentele în care Boștină nu face faza defensivă, dar ăsta este Gabi Boștină. Toți specialiștii din România îl știu de o viață. Pe faza defensivă mai are uneori probleme. O lovitură liberă de care Dinamo n-avea nevoie. Intercalare interesantă a lui Ghebreselassie și Marius Niculae este obligat să faulteze. Cartonaș galben și pentru Marius Niculae. Foarte interesantă pasa a lui Ciorici. Marius Niculae îl trage și apoi chiar îl calcă un pic pe jucătorul de origine etiopiană. Lovitură liberă, moment greu pentru apărarea lui Dinamo. Boștină și Torje sunt cei doi oameni care fac zidul. Este minutul 80. Un gol marcat de Slovan Liberec ar face aproape imposibilă misiunea lui Dinamo. Tot Doșcal trimite bine. A reușit să intervină însă Dragoș Grigore. Și a trimis în corner supărat. Deci, pe lângă stâlpul din dreapta al porții lui Matache, lovitura de cap a lui Vulin. Dinamo în continuare vulnerabilă la aceste faze fixe. Repet, au fost singurele momente ale acestui meci când Dinamo a avut dificultăți în fața celor de la Slovan Liberec. Șutul lui Torje, frumoasă execuție. Dinamo începe să tragă de la distanță, iar jucătorii dinamoviști
par să fie în zi de șut. Au fost două execuții foarte bune ale lui Adrian Cristea și Torje, respinse de Hauser, care a greșit grav la golul 2 al lui Dinamo, marcat de Marius Niculae. 10 minute până la final. Întreruperile favorizează echipa cehă, iată o minge recuperată ușor la mijlocul terenului de Vaha. Dojkal, trecere bună a lui Dojkal, așteaptă în careu Blažek. Nici o problemă pentru Matache, ce se întâmplă când ataci cu puțin oameni. Un singur jucător ceh în careul lui Matache, automat nu au fost probleme. Viteza lui Torje îi permite să țină această minge în joc. Din nou pe Selassie, expus lui duel 1-1 cu Torje, care pasează marginea careului. Extraordinar, Hauser! Cu 3-0. Nu vine să cred. Insistența lui Claudiu Niculescu și dubla lui Marius Niculae. 3-0 pentru Dinamo. În acest moment aici la Liberec sunt prelungiri. Dinamo poate să salveze un sezon european care era clar compromis. De acum încolo se pleacă de la egalitate, incredibil. Dinamo conduce cu 3-0. Repet, mă uit la tabelă, nu-mi vine să cred, o performanță uluitoare izbutită de Dinamo, indiferent de modul în care se va termina această întâlnire. Este o performanță uluitoare. Să vedem dacă cum va aborda Dinamo acest final de meci. Dacă va continua să atace, eu cred că așa ar trebui să facă, pentru că Slovan Liberec nu a arătat mare lucru în această partidă. Nu trebuie invitați cehii să se apropie de poarta lui Dinamo. Dinamo are nevoie acum de un gol, marcat acum sau în prelungiri. Nu contează. Aruncare de la margine, Dojkal pentru Gebre Selassie, o pasă în spatele lui Torje. Centrare în fața porții și este o intervenție bună, curată, a lui Moții. În fața celei mai mari înfrângeri din cariera sa, Ladislav Școrpil, Dario Bonetti poate deveni un erou în Ștefan cel Mare. Iată încă o intervenție bizară a lui Moții. Paradoxal, aceste degajări ale stopărilor lui Dinamo au dat mai multe emoții lui Matache decât șuturile expediate de cei de la Slovan Liberec. Cornerul lui Dojkal, destul de periculos. Mingea este îndepărtată, a luat acolo Torje. Tot Torje trimite cu capul spre Claudiu Niculescu. Holenac. Fotbalul românesc ar putea avea 6 echipe în grupele cupelor europene. Unirea Urziceni joacă în grupele Champions League împotriva Sevilla, împotriva lui Glasgow Rangers, împotriva lui VfB Stuttgart. Timișoara și CFR Cluj sunt deja calificate în grupele Europa League. Dinamo este pe cale să realizeze un miracol aici la Liberec. Deocamdată Vasluiul stă la egalitate la Atena în repriza secundă cu AEK Atena. Tot 0-0 este și în meciul dintre St. Patrick și Steaua. Minutul 85. Dinamo a reușit să recupereze handicapul din tur. Incredibil.
poate fi o problemă. Să sperăm că Diabate nu s-a lovit serios, pentru că Dinamo a făcut cele trei schimbări. Probabil că a primit o palmă peste față, într-adevăr, în duelul cu Ciorici. Nu este cu siguranță ceva grav. Niciodată în istorie o echipă din România nu a reușit să revină după ce a pierdut pe teren propriu prima manșă în cupele europene cu 2-0. Nici cu 3-0 nu s-a întâmplat acest lucru. Dinamo ar putea realiza o performanță extraordinară. Se ridică Zie Diabate. De aceea este frumos fotbalul, prieteni. Este aproape imposibil să spui ce se va întâmpla de la o săptămână la alta. Cine ar fi crezut că după ce a jucat bine, ăsta este adevărul, pe Dinamo, Slovan Liberec poate fi condusă cu 3-0 acasă. Cehii pregătesc și ei ultima schimbare. Balon recuperat de Diabate, care între timp a revenit pe teren. Forcing-ul lui Claudiu Niculescu, insistența lui Claudiu Niculescu i-a permis până la urmă lui Marius Nicolae să înscrie. Dinamo a beneficiat și de ajutorul unui portar, Hauser, într-o formă slabă, care a greșit în momentele de la golurile 2 și 3. Trecere frumoasă a lui Dojkal, Vaha. Respinge Zie Diabate. A zis ce înseamnă un jucător sportiv. Vaha a simțit că a ratat duelul și s-a ferit să-l lovească pe Zicu. Aici este un offside în care s-a aflat Orji. Minutul 88, schimbarea pe care o face antrenorul Ladislav Scorpin. Iese Ciorici și intră Peter Papușek, un fotbalist cu experiență, titular la București. Papușek are 32 de ani și este unul dintre cei mai vechi jucători ai lui Slovan Liberec, este din 2002 la echipă. Dinamo a devenit ceva mai prudent, este normal, după ce a înscris acest gol cu numărul 3. Dinamoviștii așteaptă prelungirile. În prelungiri, teoretic, sunt avantajați. Dacă prelungirile se termină, spre exemplu, 1-1, atunci Dinamo se califică grație faptului că a înscris mai multe goluri în deplasare. Dinamo arată prin acest scor de la Liberec că are un lot complet. Repet, menajează jucători importanți, nu evoluează astăzi Dolha, în 2, Pulhac, poate chiar Goian, Tamaș, fotbaliști care, iată, nu evoluează în această partidă și totuși Dinamo conduce cu 3-0, cu Molinero, care este debutant, cu Zie Diabate, care n-a mai jucat de luni de zile, cu Matache și așa mai departe. Cu Giacarigi Acone. Protejează Niculescu. Suntem în minutul 90. Dinamo a reușit să răstoarne rezultatul din meciul tur, grație golurilor lui Andrei Cristea și dublei lui Marius Nicolae. Cone. Cone pentru Claudiu Niculescu. Se întoarce spre poartă Niculescu. Centrarea lui Zicu, minge respinsă de Dejmec. Din nou Zicu, iată că Zicu rezistă pe teren 90 de minute, dar pierde acum o minge importantă. Rezistă 90 de minute și s-ar putea să fie obligat să reziste 120 de minute. Cred că este singurul lucru care dă oarecum peste capul planurile dinamoviștilor, faptul că acești băieți sunt obligați să joace 120 de minute în condițiile în care duminică îi așteaptă derbiul cu Steaua. Dar pentru o prezență în cupele europene merită acest sacrificiu. O
primă fabuloasă promisă de Cristi Borcea. 50.000 de dolari de jucător în cazul în care Dinamo izbutește să se califice. O minge pentru centrarea lui Papușec. Dinamo are noroc. Blajec trece pe lângă golul care o putea califica pe Slovan Liberec. Încă o dată spațiu mare între Dragoș Grigore și Molinero. Molinero și-a făcut treaba, a venit acolo cu omul său, cu Lișca. Cei doi stoperi nu erau însă bine poziționați și Slovan Liberec ratează, zic eu, una dintre marile ocazii ale acestui meci. Rămâne însă 3-0 pentru Dinamo. Scor la care partida se duce în prelungiri. Atenție, emoții, mai are un cartonaș galben. Pentru Dinamo ar fi foarte greu să joace prelungirile în 10. Un fault la care emoții a avut noroc că n-a fost avertizat din nou. O intervenție departe de minge. Lovitură liberă pentru Doșcal. L-am văzut pe Vulin bătând în această repriză secundă foarte bine o lovitură liberă din această poziție. Distanța este totuși foarte mare. În mod normal, un portar care se respectă nu ar trebui să aibă probleme la o execuție din această zonă. Papușec îi cere arbitrului israelian să țină zidul la distanța normală. Trage Papușec. Nu, niciun fel de probleme. Sigur, acolo putea să devieze Gebre Selassie și apoi situația să devină mai complicată. Rămâne 3-0 și Dinamo a făcut, aș spune, nu știu, 3/4 din treabă. Pentru că mă gândesc ce este în mintea celor de la Slovan Liberec, care vedeau această partidă ca o formalitate. Au sperat chiar să nu se joace acest meci. Era posibil o asemenea decizie din partea UEFA, scoaterea lui Dinamo din actuala ediție a cupelor europene. Slovan Liberec relaxată, condusă, iată, cu 3-0 de Dinamo. Acum aruncare de la margine, bătută repede, care îl surprinde pe Molinero. Ajutat la timp de Dragoș Grigore. A fost o intervenție tare asupra lui Molinero. A fost intervenția lui Blaje. Molinero ciupit pe gleznă. Lovitură liberă pentru cei de la Dinamo și galben pentru Blajec, omul care marca golul 2 în meciul de pe Dinamo. Debut ok până acum pentru acest Francisco Molinero, spaniolul de 24 de ani, care a fost recomandat la Dinamo de Cosmin Contra. Jucător crescut de Atletico Madrid și care a evoluat în toate naționalele de juniori ale Spaniei. Asta este foarte greu, pentru că Spania este probabil cea mai bună echipă din Europa. În creșterea de junior, șuta lui Dorje, mingea este deviată. Zicu însă a ratat startul, balonul a sărit favorabil pentru portarul Hauser. Se termină meciul 3-0 pentru Dinamo și aici la Liberec vor fi prelungiri. A fost 3-0 la masa verde pentru Slovan, care câștigase la București cu 2-0. Dacă nu intrau suporterii pe teren, Dinamo era acum calificat. Gol Andrei Cristea în minutul 3, Marius Niculae de două ori în minutele 58 și apoi în minutul 77. 3-0 pentru Dinamo, l-ați văzut pe Tamaș, care își încurajează colegii. Urmează încă 30 de minute foarte grele pentru Dinamo. Iată-l și pe Dolha. Văd, cum să spun, hotărâre, dârzenie pe fețele jucătorilor dinamoviști. Pentru că, repet, Dinamo este în fața unei performanțe care, fără discuție, va face în conjurul Europei. Dacă Dinamo reușește să o elimine pe Slovan Liberec, atunci este ceva fantastic. Caută cuvintele cele mai potrivite.
pauză între meci și prelungiri. Suntem în prelungirile meciului de la Liberec. Într-un mod fantastic, de negândit, Dinamo a reușit să răstoarne rezultatul din meciul tur. Conduce cu 3-0. Andrei Cristea și apoi Marius Niculae, printr-o dublă, au reușit să repare efectele acelei intrări a suporterilor pe teren. Dinamo pierduse acasă cu scorul de 2-0, practic. Dar meciul s-a oprit în minutul 88 și la Masa Verde și de la Slovan Liberec au mai primit încă un gol. Dinamo a dominat, dar capul al fi primele 90 de minute. A avut drept și un pic de șansă, au fost două sau trei ocazii pentru Liberec, dar Dinamo a mai avut multe șanse de a puncta și conduce cu 3-0. Suntem în prelungiri, două reprize a câte 15 minute, încă un gol ar califica-o practic pe Dinamo, pentru că nu cred că Slovan Liberec are forța să înscrie de două ori. Vești destul de proaste de la Atena, unde AEK Atena a reușit să deschidă scorul în fața celor de la FC Vaslui. St. Patrick și Steaua, pe finalul primei reprize, sunt la egalitate 0-0. Acțiune bună a celor de la Slovan Liberec, așteaptă Blažek în careu. Lovitură liberă pentru cehi, obținută de Papușek la intervenția lui Moți. Moți a mai făcut un fault finalul partidei, are deja un cartonaș galben. Trebuie să fii atent, arbitrul israelian l-ar putea elimina. Știți cum gândesc arbitrii? Aceste faulturi care nu sunt de galben se cumulează în dreptul unui jucător și la un moment dat vine și al doilea avertisment. Moment greu pentru Dinamo. Slovan Liberec a fost bună în acest meci doar la fazele fixe. Un zid din 5 oameni. Între ei se află și Marius Niculae, autor a două goluri. Camerele insistă pe acest Papușek. Doșcal este și el în preajma balonului. L-am văzut acolo și pe Lișca. Papușek, trage Papușek! Mingea este respinsă de zid. Nu, nici măcar este respinsă de un jucător al lui Liberec. Va fi repunere din 6 metri și Dinamo trece cu bine peste un moment greu. Încearcă să devieze această minge pentru Zic. Claudiu Niculescu era cel mai avansat om al lui Dinamo, pentru că Marius Niculae a venit în defensivă la faza precedentă. Iată-l pe Hauser, căruia trebuie să-i mulțumim pentru două din cele trei goluri marcate de Dinamo. E drept, Hauser a avut alte două intervenții bune, dar la goluri, la golurile 2 și 3, a greșit. Incursiunea lui Lișca, centrală în fața porții, reușește să respingă Moți. Gone pentru Zicu. Excelentă devierea lui Marius Niculae pentru Dorje, fază bună pentru Dinamo. Șut blocat însă. Șut blocat. Trebuie tras cât mai mult spre poarta lui Hauser și este probabil indicația pe care au dat-o Bonetti și Ion Marin, pe care l-am văzut agitându-se foarte mult în pauză. E pauza dintre meci și prelungiri. Un șut foarte bun din nou, respins de portarul Hauser. Marius Niculae a prins gustul golului. Execuție excepțională cu CFR Cluj pentru victoria cu 1-0. Din această poziție, cu un șut sub bară, l-a învins pe Nuno Claro. Dublă acum într-o singură repriză aici la Liberec. Marius Niculae într-o formă de zile mari. V-am mai spus, când Marius Niculae înscrie, aceasta a fost regula din ultimul an, Dinamo câștigă. O lovitură liberă bătută prea puternic pentru Marius Niculae. Bonetti simte că ar putea realiza o performanță care să-l facă să fie cunoscut și pe plan internațional ca antrenor. Eu nu mi-amintesc un alt meci în afara acelei duble dintre PSG și Steaua, în care o echipă care să piardă prima manșă la Masa Verde să se califice după retur. A făcut-o atunci PSG, după ce a fost învinsă de Steaua cu 3-0, dar Steaua atunci câștigase și pe teren cu 3-2. Dinamo pierduse oricum meciul tur. Sigur, 0-2, nu 0-3. Ceva mai
multă prudență acum în jocul lui Dinamo, este normal acest lucru, numai că Slovan Liberec nu a fost deloc o echipă de speriat în această seară. S-ar putea, repet, să aibă importanță și faptul că jucătorii cehi s-au considerat deja calificați. În cazul acestor formații care se bazează pe muncă de echipă, pe organizare, atitudinea este extrem de importantă, ori oamenii lui Ladislav Scorpil n-au avut atitudine în meciul de astăzi cu Dinamo. În schimb, Dinamo a reușit să revină fantastic după acea înfrângere de la București, a câștigat cu CFR Cluj și acum are 3-0 aici la Liberec în fața unei echipe care pregătește centrarea prin Lișca. Blochează Molinero. Muncește Marius Niculae și ce pasă bună dă pentru Zicu. Acesta trimite cu exteriorul, dar Niculescu venise pentru o pasă pe un alt culoar. Insistă Torje în fața lui Hauser. La Atena, AEK are 2-0 în fața Vaslui, dar este un al doilea gol care nu schimbă foarte mult datele problemei. Pentru că Vaslui oricum trebuia să înscrie din momentul în care primise gol. Foarte bună această schimbare de direcție. Puțin și îl lua acasă tricoul lui Moții, pe care l-a împiedicat să sară spre acea minge. Vă reamintesc, astăzi CFR Cluj a învins pe Sarajevo cu 2-1 și s-a calificat și ea în grupele Europa League alături de Timișoara. Alte trei formații, Dinamo, AEK Atena și Steaua, speră să ajungă și ele în grupele acestei competiții. Cristea discută cu Scarlatache. Scarlatache, cel care în acest meci și-a pierdut locul de titular în dauna lui Molinero, iar spaniolul a făcut până acum un meci destul de bun. Diabate pare destul de obosit, e drept, a fost faultat de Blajek. Însă Diabate n-a mai jucat nici el de multă vreme. Este greu pentru asemenea fotbaliști care n-au mai evoluat de mult în meciuri oficiale să ducă direct 120 de minute, dar asta este situația. Dinamo a făcut cele trei schimbări. O intervenție hotărâtă acolo a lui Boștină. Torje, este o fază periculoasă. Așteaptă Claudiu Niculescu în careu. Centrarea vine spre Niculescu, a cărui lovitură de cap trimite mingea peste bară. Șansă mare de gol pentru Claudiu Niculescu, golgheterul lui Dinamo, all-time în cupele europene, cu 18 reușite. Respinge Cone, mai puțin spectaculos a fost Cone decât în meciul cu CFR Cluj, dar aici a avut numai sarcini defensive. O pasă dată de Doșcal. S-a lovit un jucător al lui Dinamo, însă cei de la Slovan Liberec dau drumul la minge. O centrare pe care Matache putea să o prindă. A preferat să o respingă, a făcut-o bine Boștină. Boștină ține de minge. Trimite acum spre Marius Niculae, care este faultat. Încă 5 minute din prima repriză a prelungirilor. Dacă scorul rămâne după 120 de minute 3-0 pentru Dinamo, atunci vor fi lovituri de la 11 metri pentru a afla echipa care merge în grupele Europa League. Moții s-a lovit de bannerele de pe marginea terenului. Este necesar ca Moții să revină acolo în apărarea lui Dinamo. Dinamo a făcut toate cele trei schimbări, ca de altfel și Slovan Liberec. Lovit
vorbit și de gheata lui Blajek. Moții a fost acuzat dur de conducerea lui Dinamo după ratarea titlului anul trecut, însă treptat a trecut peste acest moment greu. Boștină simulează un șut, fenta lui Boștină. Marius Nicolae primește acum de la Claudiu Niculescu. Niculae întoarce mingea pe piciorul stâng. Cu stângul poate să înscrie din orice poziție. Centrarea lui Diabate. Minge pierdută de Dinamo după ce Claudiu Niculescu reușise să o recepționeze la punctul de la 11 metri. Lișca, atacat de Cone. Nu mai sunt două echipe compacte, oboseala spune cuvântul, spații mari între liniile celor două formații, se poate combina destul de lejer, ai timp să preiei, să gândești continuarea fazei, un șut de la distanță blocat acolo de Boștină și acum Cone încearcă să lanseze contraatacul cu Marius Niculae, acum Zicu, Iane Zicu. Pentru prima oară în acest sezon, titular la Dinamo, Iane Zicu este deposedat, este urmarea terminării benzinei. Este clar pentru Zicu, 120 de minute la acest nivel este deocamdată prea mult. Din păcate, probabil că Vasluiul va fi eliminată, pentru că AEK Athena conduce în minutul 80 cu 3-0. În acest moment Vasluiului ar trebui două goluri. După primirea primului, vasluienii au riscat și AEK Athena conduce cu 3-0. În Irlanda, la pauză, St. Patrick și Steaua se află la egalitate 0-0, iar aici suntem în minutul 103, iar Dinamo conduce pe Slovan Liberec cu 3-0. Cine ar fi crezut că se poate ajunge la prelungiri? Doșcal pentru GB Selassie. Internaționalul de tineret are unele probleme, este primul fotbalist de culoare care a jucat pentru Naționala de tineret a Cehiei. Centrare respinsă bine de Grigore. Pare inepuizabil Marius Niculae, o condiție fizică perfectă pentru acest jucător. Acum Lișca. Lișca îi trimite lui Vulin. Papușec. Tot mai insistenți sunt jucătorii lui Slovan Liberec. Centrarea lui Vulin. Grigore izbutește să respingă. Când văd asemenea faze, am emoții, pentru că Dinamo a luat gol la București după o asemenea centrare și, în plus, a fost vulnerabilă și în meciul de aici, la centrările venite din flancuri. Nu colaborează încă perfect și poate este normal acest lucru Moți și Dragoș Grigore. În concentrarea lui Blajek, dar Blajek este atacantul celor de la Slovan Liberec. Automat cehii nu mai au pe nimeni în careul lui Matachi. Deviere bună a lui Claudiu Niculescu. Ultimele secunde din prima repriză de prelungiri. Dinamo continuă să conducă 3-0. Jocul lui Dinamo parcă a mai scăzut în precizie și în periculozitate. Asta poate și pentru că Slovan Liberec a început să împingă liniile spre poarta lui Matache. Excelent, blochează Molinero. Zicu încearcă să recupereze. Recuperează Zicu și obține lovitura liberă, dar cred că era mai util dacă apuca să dea drumul la minge, pentru că Niculescu găsise acolo un culoar. A fost faultul lui Vulin, care ia și el cartonaș galben. Nu se mai execută această lovitură liberă, cred. Se termină prima repriză a prelungirilor. Pauza dintre reprize este nesemnificativă, dintre reprizele de prelungire. Teoretic, centralul israelian nu trebuie să permită jucătorilor să stea, să se odihnească prea mult. Practic însă se face acest lucru, o scurtă pauză de hidratare, dar o pauză care nu va ține mai mult de un minut, două. Încurajări pentru cei care luptă din partea jucătorilor aflați pe banca de rezerve a lui Dinamo.
3-0 pentru dinamoviști, goluri Andrei Cristea, minutul 3, Marius Nicolae, minutele 58 și 82. Un gol o califică acum în mod cert pe Dinamo, pentru că ar avea 4 goluri marcate în deplasare, iar Slovan Liberec ar trebui să puncteze de 2 ori. Molinero și Zie Diabate, într-un mod absolut normal, acuză unele probleme musculare, crampe. Repet, este normal, pentru că Francisco Molinero debutează astăzi pentru Dinamo. Nu a mai jucat din luna martie a acestui an într-o partidă oficială. Așa sunt suporterii lui Dinamo, păziți cu foarte multă atenție după incidentele pe care le-au produs la București. De altfel, inițial Steaua nu ar fi vrut să primească galeria lui Dinamo la meciul derby de duminică, un meci care va fi transmis de Antena 1. Până la urmă, va fi galeria lui Dinamo în Ghencea. A fost mari emoții pentru Matache în această partidă, dar portarul lui Dinamo, folosit foarte rar, a reușit să apere ceea ce era de apărat. A început repriza secundă a prelungirilor. 3-0 pentru Dinamo. Dacă nu se marchează într-un sfert de oră, atunci vom avea penaltiuri pentru acest meci. O pasă excelentă pentru Marius Nicolae. Șut! Prinde această execuție a lui Claudiu Niculescu, portarul Hauser. Odată Dinamo a jucat repede pe vârfuri, atacanții au fost mai buni decât stopării adverși și s-a evitat această ocazie pentru Claudiu Niculescu la doar 15 secunde de la începerea acestei reprize de prelungiri. A mers foarte bine acest joc simplu al lui Dinamo. Claudiu Niculescu deviază pentru Marius Nicolae, o pasă care se duce spre Zicu. Izolat în colțul terenului, Zicu își provoacă adversarii pentru că știe că este tehnic. Vine centrarea lui Gone, ratată complet. Și despre el s-a spus că ar avea unele probleme cu inima, s-a dovedit apoi la testele făcute de Dinamo, testele medicale, că nu este nicio problemă. Titular pentru prima oară în partida de campionat cu CFR Cluj, pe care Dinamo a câștigat-o cu 1-0. Și nu întâmplător, pentru că iată, Dinamo a jucat foarte bine și aici la Liberec. Se anunță un meci mare duminică în Ghencea, între Steaua și Dinamo. Probabil că sezonul lui Dinamo depinde în mare măsură de aceste 14 minute care mai sunt de jucat aici la Liberec. Molinero în duel cu Lișca, centrarea lui Lișca va fi lovitură de colț. La ultimele două participări în cupele europene, încă din primul tur, Slovan Liberec are această lovitură de colț pe care o execută Papușec. Periculos, extraordinar Matache! Matache cu o intervenție uluitoare în fața lui Holenac. Incredibil! În minutul 108, Dinamo scapă de o fază la care am văzut, cred, cu toții gol. Dinamo trebuie să retușeze pe viitor aceste probleme pe care le are la fazele fixe ale adversarilor. Incredibilă intervenția lui Matache, a fost Vulin și nu Holenac cel care a reluat, dar este mai puțin important. Matache este erou pentru această intervenție. Incredibil. Moții îl scăpase pe Vulin de sub control. Oricum, mingea trebuia respinsă când era încă sus, nu când a ajuns la firul ierbii. V-am spus, este o axiomă în fotbal: dacă adversarul are un corner și tu lași mingea să cadă în careu, pot avea mari probleme. Blaje, când duel cu Grigore, îi trimite lui Lișca.
reușit nici ca să obțină cornerul. Tot mai nervoși jucătorii cehi. Este și normal, erau ca și calificați la începutul acestei întâlniri de la Liberec. A fost probabil o decizie arbitrului care ne-a favorizat. Mingea nu părăsise cu întreaga circumferință terenul. Este bine că s-a întâmplat așa, pentru că Dinamo, repet, a fost fragilă la aceste faze fixe ale adversarului. S-a început să piardă mingea destul de repede. Slovan Liberec nu trebuie încurajată să joace. Cehii au primit lovitură după lovitură de la Dinamo în acest meci. La un moment erau groghi. Însă dacă îți lași adversarul să-și revină, poți avea probleme. A fost această mare ocazie a lui Vulin și Slovan Liberec recuperează mingea tot mai repede. Împinge liniile spre poarta lui Matache. Mai mult un șut decât o centrare pentru Blaje. A reușit să respingă Grigore. Bonetti începe să schițeze deja în minte o listă a celor care vor executa lovituri de la 11 metri dacă se va ajunge acolo. Foarte bine a ieșit din dispozitiv Diabate. Acum Kone încearcă să-l angajeze pe Marius Nicolae. Au făcut pentru moment schimb de părți Gabi Torje și Iani Zicu. Zicu a trecut în flancul stâng. Torje joacă pe poziția care este cea mai comodă, cea de mijlocaș dreapt. În momentul în care a intrat în locul lui Adrian Cristea, se poziționase ca mijlocaș stânga. O deviere interesantă. Dojcal, minge aruncată acolo pentru Vaha. Au reușit să reziste stoperii noștri. Mai agresiv sunt cei de la Slovan Liberec și este cam singurul lucru care i s-ar putea reproșa lui Matache, faptul că din ceea ce am văzut eu nu a comunicat suficient cu stoperii săi. Este a doua fază la care se complică și este obligat să trimită în corner. E drept, nici Grigore nu a reușit să-l protejeze cum trebuie. Papușec, centrarea lui Papușec. Minge respinsă de pe colțul scurt de Molinero. Și cel din urmă, pericolul este îndepărtat. Vulin. Lângă el se află Blajec. Blajec încearcă să ia această acțiune pe cont propriu. Torje l-a sprijinit pe Molinero, o minge respinsă de Boștină. Nu foarte departe însă, pătrunderea lui Vaha. Vaha cu un șut pe colțul lung. Rămâne însă 3-0 pentru Dinamo. Slovan Liberec parcă a înviat și aici ar putea să fie vorba de plusul de condiție fizică pentru jucătorii cehi în condițiile în care la Dinamo sunt pe teren oameni care nu au jucat deloc sau au făcut-o foarte puțin în ultima vreme în meciul oficial și mă refer aici la Zie Diabate, la Molinero, la Ianis Zicu, la Kone chiar și poate chiar la Claudiu Niculescu. Manevrează tot mai lejer cehii. Dojcal prins între doi adversari Diabate, minge ajunge la Papușec. Centrarea lui Papușec îl depășește pe Lișca. Omul care a deschis scorul, Ștefan cel Mare, este blocat de Torje. Torje, Marius Nicolae sunt oamenii care dau impresia că ar putea alerga oricât. E drept, i-au intrat pe teren în repriza secundă. Încă 7 minute până la penaltiuri. Centrare respinsă de Moți. Kone pare și el să nuate, pare să se miște destul de greu. Poziție de centrare pentru Lișca. Și Molinero are probleme tot mai serioase. Aici a fost acoperit de Torje. Din
păcate, Vasluiul a ratat calificarea. Învinsă cu 3-0 de AEK Athena, vești proaste din Irlanda, acolo unde St. Patrick's a reușit să deschidă scorul în fața Stelei. Aici, la Libereț, este lovitură de gol pentru gazde și din nou emoții pentru noi. Papușec se pregătește să bată. Poate că Matache trebuie să se gândească la o ieșire din poartă, pentru că l-am văzut pe Papușec, de regulă execută acolo în 6 metri. Matache, într-adevăr, încearcă să boxeze. O face slab, dar execuția lui Vaha ne liniștește. O execuție extrem de modestă dintr-o poziție bună. Așa pățești când nu te poți baza decât pe un singur picior, în cazul lui Vaha, piciorul drept. A încercat să dea cu dreptul dintr-un loc unde se dădea cu stângul și asta a ieșit. Dinamo scapă, dar cred că băieții noștri ar trebui să evite fazele fixe, pentru că de fiecare dată în acest final de meci sunt probleme la cornere sau la loviturile libere. Celor de la Slovan Liberec. Dinamo a pierdut mijlocul terenului. Matache trebuie să ajungă primul, o face. Venise acolo și Moții. Dinamo a pierdut în mijlocul terenului, o zonă pe care a stăpânit-o timp de, aș spune, 100 de minute. Mai mizează acum doar pe aceste încercări de angajare pentru Marius Nicolae, Claudiu Niculescu și Ianis Zic. Torje și el ocupat să-l sprijine pe Molinero, care nu mai rezistă în defensivă de unul singur. Torje este obligat să facă faza de apărare. Intervenția lui Core, regulamentară. Dinamo trebuie să încerce să țină un pic de minge. O pasă pentru Doșcal cu călcâiul în careu. Matache reușește să respingă. Mi-amintesc că ce intervenție a putut să aibă Matache la șutul lui Vulin. Aceste parade pe care le izbutește portarul nostru, cred că îi dau un atu în eventuala dispută. Acum bară. Spara lovitura de capa lui Blaje. Cred că îi dau un oarecare atu la eventuala dispută de la penaltiuri cu portarul advers, cu Hauser. Trebuie însă ca Dinamo să se concentreze, pentru că altfel aceste 3 minute și jumătate pot fi foarte lungi. Este rândul lui Slovan Liberec să domine acest final de partidă, dar nu pentru că fotbalistic este superior lui Dinamo, ci pentru că stă mai bine cu condiția fizică. Degajarea lui Matache. Încearcă Niculescu să devieze această minge. Moții foarte bine în fața lui Blajec. Mult mai periculos Blajec de când a intrat față de golgheterul Kerici. În concentrare, o minge respinsă de Grigore. Nu foarte departe, a fost însă poziție de offside văzută de arbitrul de tuș. Dinamo a încercat să joace repede această fază, dar trebuie să întoarcă mingea. Bine, până la urmă, acest lucru nu-i deranjează pe dinamoviști. În opinia mea, Dinamo a terminat benzina și așteaptă loviturile de la 11 metri. Revedem această decizie corectă a brigăzii din Israel. Dinamo așteaptă loviturile de la 11 metri în speranța că va reuși să se califice în grupele Europa League. Ar fi o performanță uluitoare. Oricum, șapoba pentru ceea ce a făcut Dinamo în această partidă, pentru modul în care a înțeles să vină aici în Cehia și să-și apere șansele infinitezimale pe care le avea după înfrângerea de la Masa Verde 0-3. Inspirația antrenorilor, calmul și, eu știu, precizia jucătorilor, inspirația portarilor sunt factorii care vor fi decisivi la loviturile de la 11 metri. Dar mai sunt până acolo 90 de secunde pe care Dinamo le întâmpină în propria jumătate, încercând să blocheze atacurile lui Slovan Liberec.
Încă o centrare periculoasă, Blajek, de pe frânta lui iese mingea, un șut deviat de emoții, șutul i-a aparținut lui Dojkal. Dinamo rezistă cu greu pentru că are 4-5 oameni care nu mai pot să alerge. Din nou pericol, din nou pericol la poarta noastră, este corner, probabil una dintre ultimele faze pentru Slovan Liberec. Minutul 120. Anu, este repunere din 6 metri și moment de respiro. Se resimte Kone. Crampe musculare normale la un om care a evoluat puțin în ultima vreme și brusc în 4 zile a trebuit să joace 210 minute pentru că a fost titular și integralist cu CFR Cluj. La fel și acum. Apărat extraordinar. Ce portare are Dinamo. Toată lumea de la Dinamo a fost super îngrijorată când Lobont a suferit acea accidentare stupidă în meciul cu Gloria Bistrița. Un minut de prelungire pentru aceste prelungiri. A intrat Dolhan poarta aparat extraordinar sezonul trecut, îmi amintesc, cu CFR Cluj. S-a accidentat și el. A venit Matate, care și el și-a făcut treaba și iată, a apărat formidabil și aici la Liberec. Într-un meci în care Dario Bonetti ar putea împușca doi iepuri mari o singură lovitură și amenaja câțiva jucători importanți pentru meciul cu Steaua și Dinamo ar putea să obțină și calificarea în grupele Europa League. Sunt încă 30 de secunde, după care vom avea penaltiuri. Ultima fază a lui Slovan Liberec. Dojkal se grăbește, reușește să intervină Kone. Degajează pentru Marius Nicolae, care combină cu Zicu. Nu reușește Zicu să ajungă la acel balon. Bine, și pasa a fost cam puternic. Partida se termină, prieteni. Dinamo a făcut aproape tot ceea ce ținea de ea și iată, stare de spirit diferită în cele două echipe. Dinamoviștii par concentrați, cehii dezamăgiți. Să sperăm că acest lucru se va concretiza și la lovitură de la 11 metri, unde părerea mea este că presiunea este mai mare pe umerii echipei gazdă, care se vede deja calificată după partida tur. 3-0 pentru Dinamo. Cristea, Andrei Cristea și Marius Nicolae de două ori au fost autorii golurilor. Iată ce partidă bună cu 35 de șuturi. Dinamo a suferit în cea de-a doua repriză a prelungirilor din cauza unei condiții fizice mai modeste decât a adversarului, dar una peste alta eu cred că a controlat această dispută. Încă o dată o spun, dacă nu intrau suporterii pe teren și era acum 3-0, Dinamo era deja calificată pentru grupele Europa League. Așa, loteria loviturilor de la 11 metri va fi cea care va decide ce se va întâmpla în această dublă manșă incredibilă. Mai rar vezi așa ceva, 0-3 și 0-3 sunt rezultatele acestei duble întâlniri dintre Dinamo și Slovan Liberec. Camerele de luat vedere insistă asupra lui Hauser. Bat cei de la Dinamo, hai băieți! Omul reprizei secunde, poate chiar omul partidei, Marius Nicolae. De regulă un executant foarte bun al acestor penaltiuri, Marius Nicolae, care l-a învins de două ori pe Hauser în timpul regulamentar. Ultimele indicații pe care arbitrul israelian îi le dă portarului pentru modul în care trebuie să se comporte. Marius Nicolae, hai Marius! De penaltiul pe care Marius Nicolae l-a ratat în returul trecut împotriva celor de la CFR Cluj. Faptul că a ales să bată tot el acest prim penalt extrem de important în economia acestei loterii arată că este un tip tare. Este acum rândul lui Matache. Matache încearcă să înduplece zeii cu aceste gesturi pe care le face.
Papușec pentru cei de la Slova Liberec. Papușec, hai matache, Papușec, ce aproape a fost portarul nostru. 1-1. Câțiva centimetri, un pic de forță suplimentară în această împingere în picioare. Și poate că matache ar fi reușit să blocheze. Iane Zicu, este un moment important pentru Zicu. Destule probleme cu suportul în ultima vreme, Iani Zicu trebuie să se concentreze. Pare destul de emoționat Zicu. Banca băieților noștri. Nu-i face bine lui Zicu faptul că arbitrul amână să-i dea startul. Zicu cu un elan destul de lung. Zicu! Zicu, dar apără acolo Hauser. Singurul lucru care se poate reproșa lui Zicu la această execuție, că a dat la semi-înălțime. În rest, foarte bine plasată lovitura. Dar pentru portar cel mai ușor este să ajungă la minge atunci când se bate la semi-înălțime. Sus, sub bară sau la firul ierbii, atât de plasat cum a dat Zicu ar fi imposibil de apărat. Blajec, nonconformistul, rebelul Blajec, față în față cu Matache. Nimic nu este încă pierdut. Blajec dă pe centrul porții, Matache însă nu are inspirația să stea pe picioare. Dacă ar fi făcut-o, ar fi oprit mingea fără niciun fel de problemă. După două serii de penaltiuri, 2-1 pentru Slova Liberec. Presiune suplimentară pe Gabi Boștină și el însă un specialist al fazelor fixe. Pentru un om care este capabil să dea gol din lovituri libere de la mare distanță, în mod normal, un penalti n-ar trebui să fie o problemă, dar condițiile sunt speciale. Boștină trebuie să se concentreze. Gabi Boștină, un elan cam scurt al lui Boștină, dar execuție perfectă, 2-2. Iată ce înseamnă să spăcălești din gleznă adversarul, în cazul de față, adversarul este portar. Acesta este Lucas Vaha. Haideți să mizăm pe lipsa lui de experiență. Are doar 20 de ani. Poate că tensiunea acestui moment va fi prea mare pentru el. Concentrarea lui Matache. Nici nu mai apare în ecran Vaha. Ce lan și-a luat din nou Matache. Ghicește direcția, dar nu poate să apere. 3-2 pentru Slova Liberec. Una peste alta, să știți că și Zicu a bătut cam la fel. Numai că acolo Hauser a reușit să dezvolte din picioare o forță mai mare care l-a propulsat și a reușit să respingă mingea. 3-2 pentru Slovan. Urmează cea de-a patra serie de penaltiuri. Gabi Torșe. Și el un jucător foarte tânăr. Torje, Torje și înscrie și el pe centru. 3-3, continuă tensiunea, dar deocamdată Dinamo este un pic în spate. Matache trebuie să pareze o lovitură de la 11 metri sau, mă rog, trebuie ca cehii să trimită pe lângă poartă pentru ca să se restabilească egalitatea. Dinamo a bătut 4 penaltiuri, a înscris 3 goluri, deocamdată cehii au reușit să marcheze din toate loviturile de la 11 metri. Acesta este Gekov. Câteva intervenții fantastice ale lui Matache în timpul partidei. Are nevoie de un moment de inspirație însă și acum. Poate în fața acestui Gekov, și el un jucător lipsit de experiență. Pare
emoționat, pare speriat Gekov. Să vedem dacă se poate concentra. Gekov dă peste poartă și din nou cele două echipe sunt la egalitate. Ratarea lui Gekov este 3-3 la penaltiuri și fiecare echipă mai are un jucător din prima serie de penaltiuri. Niculescu este cel care bate al cincelea pentru Dinamo. Când spui lovituri libere și penaltiuri, spui Claudiu Niculescu. Niculescu față în față cu Hauser. În vinclu, impecabil, Dinamo conduce. Dacă Matache apără acum, Dinamo se califică în grupele Europa League. Totuși un fundaș. În principiu, dar doar în principiu, fundașii sunt mai vulnerabili în asemenea momente. Holenac față în față cu Matache. Hai Matache, Holenac! Gol totuși. 4-4. Thrillerul continuă. De acum încolo cine ratează este eliminat. Fiecare dată arbitrul israelian explică lui Hauser cum trebuie să procedeze. Capitanul lui Dinamo din aceste momente, Cosmin Moții. Cei 100 de suporteri veniți de la București. Dacă suporterii nu intrau pe teren, acum Dinamo era de mult calificată. Așa trebuie să treacă prin acest purgatoriu. Iată-l pe Cosmin Moții față în față cu Hauser. Moment important și pentru Moții. Moții și au un elan mare. Moții, gol pentru Dinamo. Dinamo conduce cu 5-4 la penaltiuri. Multe ori în campionatul României se ratează lovituri de la 11 metri, iată însă că Dinamo, jucătorii lui Dinamo au executat bine, chiar și Zicu, repet, deși acolo mingea a fost respinsă. Se pregătește Vulin. Șutul lui Vulin. Din nou egalitate. Au fost cazuri când au bătut toți jucătorii de pe teren și apoi au fost obligați să o ia de la început. 5-5 după 6 serii de penaltiuri, dar cât de aproape a fost din nou Matache de a respinge. Cehii au tendința să bată pe centrul porții. Îl privește cu încredere pe tânărul stoper Dragoș Grigore. Este deja a șaptea serie de penaltiuri. Dragoș Grigore față în față cu Hauser. Grigore, impecabil, impecabil, 6-5. Singurele ratări până acum au venit de la Zicu și de la Gekov. Dinamo este în față. Dacă Matache reușește să apere sau dacă jucătorul ceh nu nimerește cadrul porții, atunci Dinamo se califică. Dejmec este cel care va executa. Dejmec, hai Matache, în vinclu, trimite și jucătorul ceh. 6-6.
trebuie să bată toată lumea, chiar dacă Diabate nu pare foarte fericit de această perspectivă. S-au bătut deja 7 serii de penaltiuri. Dacă acest thriller va continua, vor ajunge să execute și portarii Matache, respectiv Hauser. Portarul ceh încearcă să-l citească pe Zie Diabate. Pe Zie l-am văzut destul de obosit pe finalul acestui meci. Este Diabate, ci Giacarigia Kone cel care va executa, și Kone a avut momente în care s-a văzut că a alergat foarte mult. Giacarigia Kone, ivorianul transferat din Israel în această vară. Hai Kone! O ezitare a lui Kone, dar până la urmă execuție perfectă. 7-6, l-a trimis în dreapta pe Hauser și a plasat mingea în colțul opus. Este deja a 8-a serie de penaltiuri. Un alt jucător foarte tânăr, Dojkal. Matache se concentrează, se motivează. Mijlocașul central al celor de la Slovan Liberec reușește să înscrie. Din nou Matache ghicește colțul, dar execuțiile sunt foarte bune. Matache a ghicit încă o dată unde se duce mingea, dar nu a reușit să ajungă la ea. 7-7 după 8 serii de penaltiuri. Acum este Diabate. Încearcă să-l intimideze într-un fel Hauser pe Diabate, ținând atât de mult mingea. Nu a dat încă gol pentru Dinamo într-un meci oficial. Sigur, acesta nu este un gol în totalitate, dar figurează acolo în statistici. Zie Diabate, față în față cu Hauser, elan scurt al ivorianului, dar execuție impecabilă. 8-7. Diabate a trimis pe centru, puternic, sub bară, în principiu. Portarul nu are cum să apere într-o asemenea situație. Jucătorul ceh de origine etiopiană se roagă fotbaliștii lui Dinamo pentru o ratare. Gebreselassie, primul fotbalist de culoare care a evoluat în naționala de tineret a Cehiei, caută resurse Matache după un meci care a ținut cât o viață, prieteni. Gebreselassie față în față cu Matache, din nou la unghie de a respinge mingea portarul nostru. 8-8. Mai sunt doar doi oameni în fiecare echipă care pot executa lovituri de la 11 metri, pentru că urmează cea de-a 10-a serie de penaltiuri. Dacă va persista egalitatea, atunci lucrurile o vor lua de la început, se va bate din nou în aceeași ordine. Francisco Molinero, la debutul său, nu se gândea vreo clipă că va ajunge să execute un penalti de departajare. Să vedem dacă este atât de tehnic cum se spune Molinero. Hai Molinero, șutul lui Molinero în vinclu! Bucurie enormă pentru fotbalistul spaniol care astăzi a debutat la Dinamo. Cât de riscant a dat! Cât de riscant, dar cât de eficient! În vinclu, 9-8 pentru Dinamo. Și iată, surprinzător, Lișca a rămas ultimul dintre jucătorii de câmp ai celor de la Slovan Liberec. Dacă și Lișca înscrie, eu sper să nu o facă, atunci se va ajunge la portari. Vor executa Hauser și Matache.
Lișca pare foarte emoționat. Acest lucru s-ar putea să-l ajute pe Matache, care se încurajează. Lișca șutează, apără Matache și Dinamo realizează miracolul. Se califică în grupele Europa League. Este o performanță uluitoare pe care o reușește Dinamo. Dinamo elimină pe Slovan Liberec. A fost un meci fantastic, un meci în care Dinamo a crezut în șansa ei și acum rămâne de văzut dacă, așa cum spunea Cristi Borcea, suporterii vor veni să-i aștepte pe acești băieți la aeroport. Merită, pentru că au realizat o performanță neverosimilă. După 0-3 la masa verde, Dinamo se califică după executarea loviturilor de la 11 metri. Este incredibil, Dinamo ajunge și ea în grupele Europa League. Eu sunt Bogdan Cosmescu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Antena 1. Cred că ați avut o seară memorabilă și sper să fie așa și în continuare. La revedere!